căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloci, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și give it away. Dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influenceri, ni se duce buhu. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influenceri, ni se duce buhu. Stimați congelați, invitați! El nu e Otelo, ea nu e Desdemona, sunt doar Marius și Ilona. Da, bună seara. Mă rog, bună seara pentru cine e bună, că pentru mine nu e bună. Pentru că, mă rog, fac emisiunea asta de, uite, azi suntem la 50-a ediție. A 50-a ediție în care eu, practic, după ce am căutat... Oameni buni, eu azi căutam pe net. Mi se întâmplă foarte rar să stau pe Facebook și pe Instagram. Adică medie stau 14 ore. În rest, citesc. Și am găsit oameni buni, am dat peste un interviu al susnumitei Ilona Brezoianu, sau Brezoianu, da? Care, domnule, am descoperit despre niște lucruri care pe mine m-a întristat groaznic. M-a întristat odată groaznic și a doua oară m-a întristat groaznic, pentru că ce am aflat despre ea este mizer, oameni buni. Iar eu nu-mi permit, ca entitate artistică, care sunt, eu totuși sunt undeva foarte sus, nu știu dacă voi v-ați dat seama. Adică dacă, ia uitați-vă un pic în sus toți așa, v-ați uitat? Este? Bun. Eu acolo sus, nu v-ați uitat, voi sunt eu. Acolo sus, așa, sus, acolo sunt eu, Marius Manole. Haideți să vedem ce afirmă doamna Ilona. Ce doamna Ilona Brezoianu? Hai să vedem ce spune. Ce mă rugă? La mine, în funcție de starea mea, toată ascult, nu vreau să te mint, am și un CD primit cadou cu Florin Salam. În portiera din dreapta mi l-a cumpărat o prietenă la premiera la mine la un spectacol și a zis: băi, chiar nu știu ce ți-a, și am luat ăsta pe repede înainte, am dat 10 lei și mi-a dus un CD cu toată discografia lui Florin Salam și dacă sunt un pic mai decășită îl mai pun și pe el din când în când. Eu sunt interzis. Eu am chemat în seara asta un om de cultură ca invitat. Am chemat un om care este, cum să spun, dom'le, e omul literelor, e omul cuvintelor, adică omul e din toate domeniile bun. Eu cum mă prezint eu cu invitatul ăsta la fata asta care zice că ea îi place Florin Salam? Nu știu, eu acum l-am contactat pe Florin Salam astăzi să văd dacă lui îi place de ea. Că dacă tot atâta să iubesc, eu zic să se ia, să le lase în pace. Să se ducă la ei în suburbie, să facă, să practice subcultura în continuare. Bun, haideți să vedem ce are de spus în apărarea ei. Uite ce urât, zice cineva. Păi foarte urât, foarte urât. Ia să vedem, să vedem ce are de spus ea în apărarea ei. Bună, Ilona! Cum naiba mi s-a schimbat, mă, numele ăsta? Cine mi-a schimbat numele? Păi nu ți-a schimbat nimeni numele. Tu ești acum, faci parte dintre ei. Cine mi-a schimbat numele aici, vreau să știu. Cine mi-a furat maimuța, în primul rând, să întreabă. Păi cine a pus în drum? Stai puțin, că cine a scris că e urât e verișoara mea. Care probabil nu mai știe nimic despre mine de foarte multă vreme și de asta. A avut și ea un șoc, normal, na. Dar păi, ce vrei acum? Prințesa Ilona din Burdulescu?
gura lor, acum uite-te și tu ce scriu aici, deci nu mai fie spart pe nimeni. Da, mă. Păi cum, să descoperi așa ceva pe internet? Oameni buni, dacă vreți să ascultați tot podcastul, el există, eu nu mint. Uitați podcastul întreg, îl aveți aici, noi trei live, ăsta e... Uitați-vă să vedeți că ea a afirmat mai multe măscări. Eu am extras câteva, că mi-a fost rușine să le prezint. Stai puțin, că e o rușine să zici ce am zis. E o rușine. Măi, Ioana, tu înțelegi că eu dorm cu cărțile sub cap? Tu înțelegi că eu sunt un om care nu este... Eu sunt un fel de livrar. Băi, Florin Salam cântă frumos. Nu mai vorbi prostii. Are momente când cântă frumos. Păi și atunci, Angela Gheorghiu, unde s-o plasez în gusturile tale? Adică unde ne duc? Care e? Nu mai înțeleg. M-ai chemat aici să mă faci de balamuc? Bine, temă. Îl suni pe Florin Salam, îl cauți, îi spui că ești o mare fană de-a lui, că ești o mare realizatoare. Am poză cu el pe Instagram. Mă, felicitări, bravo! Îl știu pe Florin, poți să-l sun oricând. Vrei să-l sun pe Florin? Îl chem de ziua mea acum, pe 26? Eu îl chem de ziua mea. Cheamă-l de ziua ta pe Florin Salam, te rog eu, dacă nu-l chemi, da, eu nu-ți dau cartea. Dar eu banii pe care i-am făcut în emisiunea asta, eu pe toți îi dau cartea, o să-mi ia. Și mai fac și de nevoi personale la bancă. Uite, nu și Angela așa că mai faci. Ce să faci, bă, de nevoi personale? Dar cine îți dă ție de nevoi personale la salariul pe care l-ai tu la teatru? Nu-ți dă nimeni mult ție credit, mă. Uite, versatil. Da, frate, trebuie să fii versatil, cum adică? Stai puțin. Uite, și Goran Bregovici a colaborat cu Florin Salam. Știe, Ilona, știe? Păi da, mă, dar colaborat, doar îl asculți. Tu ce, unde colaborezi tu cu Florin Salam? Sau ai poate colaborat și nu știu eu. Bă, colaboratoarea care mi ești. Uite unde era colaboratoarea. Eu sunt pe Smiley. Oricum, de când m-am zis că sunt pe Smiley... Nu, tu, deci pe 26 eu vreau să vorbim cu Florin Salam. Eu nu-ți dau cadou și am un cadou mare de tot. Adică, mă rog, o să fie mare până în 26. Adică sper că pe 26 să fie mare. Așa. Ca să ți-l pot da. Așa. Dar... Iată, nu accept retur. Așa. Deci numai tur accept. Bun, deci vreau să-l văd pe Florin Salam, că vreau să am o discuție cu el personală. Okay. Să-l întreb. Să-l întreb unde te-a agățat, cum te-a fermecat, dacă a pus femeile din jurul să-ți facă vrăji. Pentru că eu nu pot să cred că o intelectuală rasată cum ești tu, că tu totuși ești tot. Dar n-am văzut asta niciodată. Nu există, domne, așa ceva. Nu există. Nu există așa ceva. Eu n-am spus așa ceva despre mine. Uite, nu. Elonei, îi plac manelele alternative. Da. Îmi place muzica lăutărească, manelele cu care am copilărit eu de mult. Că sunt dintr-un oraș mai special, unde... S-a ascultat muzică diversă, am copilărit în discoteci de la țară, la fel. Deci tu practic ești pentru diversitate? Da. Uite cum am blocat, da. S-a blocat ori o idee. Da. Ești pentru diversitate? Da. Ești pentru diversitate? Nu te trebuie să intrăm în fața al 9000. Manelele alea din 90 și ceva nu erau chiar atât de rele, nu erau ca astea de acum. Măi, Ilona, ești pentru diversitatea de gen? Da. Bravo. Deci, da, gen. Fiecare face ce vrea. Am înțeles. Deci eu mai am puțin și mă lepă de Ilona. Ce s-a auzit? Îmi e telefonul, că am... Îl poștare, ești în emisiune, spune la toți că ești în emisiune. Băi, Mari, trebuie să poștești. Mi-e doar de tine și mi-e bine. Mi-e doar de tine și te vreau doar lângă mine. Mi-e doar de tine și mi-e bine lângă tine. Mi-e doar de tine. Mi-e rușine ce se întâmplă. Și la ce nivel s-a ajuns. Îmi este rușine. Ba! Dani, Daniel. Schopenhauer, ai auzit de ăștia? Mi-așa îmi sună telefonul, cum era mai devreme, mi-așa îmi sună telefonul. Dar de unde s-au? Un loc să pui un citat. Un loc să pui un citat din nu știu, din zi un autor, Dane, că nu vine nimic în cap. Din Schopenhauer. Mai nebunit cu Schopenhauer ăsta, mai zi un alt autor. Nu am un singur autor. Florin Petri. Critica rațiunii pure de Immanuel Kant. Exact.
Sau să ai un citat pus de Petre Țuțea, când sună telefonul să spună: noi românii eram încă... Și pac, ai răspuns: alo? E bine, acum nici cu Țuțea, na. S-ar putea să mai bage un Țuțea așa, din când în când. Aoleu, vai de capul nostru, cât de jos căzut am, Dane. Cât de jos căzut. Cine mă vrea? De ce le apar numele astea acolo? Dane, cumva e ceva și la tine acolo? Este ediția cu numărul 50. Este totul special. Am început printr-o mică denigrare. Da. După aia urmează toate mizerile astea care se întâmplă pe ecran. Și la urmă de tot intră invitatul care este special, care este cu numărul 50. Adică sărbătorim jumătate dintr-o sută. Dar eu cred că invitatul este absolut oripilat de ce se întâmplă în momentul ăsta de față. Nu, el are libertatea să fugă. Eu nu prea știu unde să fugă, că acolo, eu cred că el e închis în casă, dacă e să mă întrebați pe mine. Eu nu are unde să fugă. Deci el e închis în fața calculatorului, pentru că el a luat banii pe emisiunea asta. Ia uite-l! Bună lupu! Băi, tu ți l-ai pus singur? Numele ăla ți l-ai pus singur sau și pe tine te-a fetat cineva? No, ne fentează pe toți. Suntem în permanentă mișcare cu numele. Dar am așteptat să intru ca să clarific această nelămurire a lui Marius. Nu înțeleg ce ești așa de șocat. Tu nu știi că Ilona... Uite, îți spun eu am fost coleg de clasă cu Ilona la facultate. 5 ani de zile, licență master. Ilona s-a consacrat, Ilona a intrat la facultate cântând muzică țigănească. În prima zi de școală, profesorii noștri au zis: dragii noștri, și acum să vedeți fiecare dintre voi ce ați făcut la admitere, să vă admirați reciproc performanțele. Și prima care a pus scoasă în față a pus Ilona să ne cânte muzică țigănească. Deci ce ai cântat, Ilona? Am cântat... Moroi lolo șarel cana de madu madel, nevastența si cavel. Hop, hop, șuca s-a tumuro, și-a votu s-a muro, cât i-a ripo, ce mi dau-n dori. Auzi, dar parcă și în fata din Curcubeu aveai ceva asemănător ca linie melodică, sau? E chiar asta. Asta e prima. Dar versurile chiar astea e sau tu le inventezi acum pe loc? Ciucarica molica, hola fica sica, adica, ora di tapui la nica. Chiar asta e. Deci tu ai o melodie una și bună și o plimbi pe la toate, cu toate ocaziile, nu? Da, mă, o plimbi pe la toate nunțile, pe la toate cumetriile, eu numai cu asta mă duc. Băi, frate, uite. Măi, Angele, da? Angele. Marius. Cum e, măi, adică nu te deranjează că ești așa frumos? Eu ies din emisiune, Marius. Ai venit să mă denigrezi, așa... Dar nu te denigrezi, dar iartă-mă, noi chiar am discutat aici cu Dan Rădulescu. Îți dai seama, totuși, bine, nici noi nu suntem urâți. Dar totuși așa am discutat, bă, cum o fi viața ăstuia? Îți dai seama cum e să ieși pe stradă și deodată să întoarcă toate capetele? Ale cui capete? Ale cui? Nici nu mai contează. Părerea mea este că tu prinzi la ambele sexe. E posibil. Asta aici nu te contează. E posibil. E o teorie validă. E teoria de gen care funcționează din asta. Eu cred în frumusețea interioară. Vezi, îți dă Dumnezeu exact. Nu frumusețea exterioară contează. Atunci, dacă contează frumusețea interioară, Angel, de ce treceam aici la Tineretului și un băiat a zis: urâtule? Adică ai surât pe interior sau ce vrei să spun? Marius, dar tu nu știi ce am pățit eu pe TikTok, să vezi ce e acolo. La mine pe TikTok e măcel, e nebunie. Deci din urât nu mă scot aia de pe TikTok. Ce urechi ai, zici că e aripi de avion, ce nu știu ce. Nu te mai filma că ne sperii, nu știu. Deci bă, tu știi ce e acolo? Vezi, Angel sigur n-a primit din astea. Uite, Alexandra, de exemplu, zice: L-am văzut pe Angel la AFI. Nu mă așteptam să fie așa de înalt. Da. Uite, și înalt și frumos. Da, să știi că, uite, mi-aduc aminte, apropo de o întâmplare pe care am avut-o la filmările din serie, de la serialul Vlad.
În al doilea sezon filmam în satul Pucheni, care undeva la marginea Bucureștiului. Dar știi unde e Pucheni? Da, normal, acolo unde știi că am fost și noi, dar acum... Și o fetiță de 7 ani, fana serialului, a venit la rulote și a bătut zănușă și când m-a văzut, a zis: aolo, dar la televizor ești frumos, dar așa în viață ești înalt și slab și urât. Nu avea, Angele, nu avea gusturile dezvoltate. Ba da, aia mi-a ținut și o prelegere întreagă, că ce-s cu picioarele? Uite ce-s cu obitoare, ce-s cu picioarele astea așa, ce-s cu palângile astea așa de... Na. Deci primit-o la mine. Primit-o la mine să arăt picioare grosuțe, burtică grăsuță, brand făcut. Da, totuși, Marius, hai să nu, hai să dăm cezarului cel cezarului. Toate astea vin dintr-un stoicism, dintr-un efort fizic pe care îl depun zilnic. Încerc să-mi întrețin corpul după metodele străvechi din Grecia antică, adică e depun. Vrei să-mi spui mie că există niște exerciții fizice ca să scap de bârnăul ăsta? Se poate face ceva cu el? Nu. Pure, Dane, că tot ai pomenit cu... Povestește-le întâmplarea cu colegul nostru de cartier, domnul boschetar din Renomegan. Că... Nu povestești? Care? Cu critica rațiunii pure. Ah, da. Ai care? Mai devreme, da. Păi zi că are legătură cu subiectul nostru. Are într-un fel, da, că era un boschetar. Dar nu era într-un Renault Megane, ăsta era stradal, n-avea... Zi, Dane, odată. Acolo doarme într-un Renault Megane. Da. Un boschetar din ăsta care cară și o mandolină după el, îți cântă la chitară, îți citează din filozofi, îți ține teorii despre orice filozofii. Și eu vrând să-l pun în încercare într-o zi, când mi-a cerut niște bani, i-am zis, da, de critica rațiunii pure, ce părere aveți? Și el s-a uitat la mine și mi-a zis, ai citit tu Immanuel Kant, bă, năsosule? Deci, de ce spune năsosule? Că mie nu mi se pare că ai... ai denigrație, ai denigrație nazală? Ilona, mai bag o dată melodia, să-i arăt lui Marius de ce. Mai cântă un pic. Muroi lolo și are el ca de matematică. Nu e, mă, hai că nu e chiar așa. Nu e, mă, nu eu e, am nu e. Eu am așa. La mine chiar nu. Deci, Angel, tu susții în continuare că tu faci eforturi ca să arăți așa. Da. Adică tu susții. Adică tu... Eu, în adolescență și în copilărie, am fost gras. Am fost gras. Porecla mea era grasul. Eu am trăit traume profunde în liceu și în gimnaziu. Deci... tot ce s-a întâmplat după e ca o poveste de bază, mă, dragă Marius. Deci tu ai renunțat? Când ai renunțat? Când te-ai lepădat de mâncare? M-am lepădat de mâncare cam prin clasa 11-a. Te-ai lepădat de prăjiturele, te-ai lepădat de nachos, te-ai lepădat de chips. Da, absolut orice cu potențial caloric ridicat. Fără zahăr, fără făină albă, fără... N-am mâncat un tort la ziua cuiva de 15 ani. Ce să nu povestesc acum? Este Angel Damian. Alții au rând pe suflet, Marius. Este Angel Damian un om trist? Nu. Nu. Lipsa de zahăr. Să te explic. Da. Zahărul aduce endorfine. Exact, da. Ei, și dacă tu nu mănânci zahăr, de unde ți-ai endorfinele? Eu am dezvoltat în timp o bucurie perversă din a vedea oameni mâncând zahăr și endorfinele încep să-mi crească în organism. Te văd pe tine mâncând o prăjitură, efectul e același. Eu mă bucur și o bucurie și perversă într-un fel, pentru că... E un fel de voyeurism. Da, odată. Doi, este și un soi de... Exact în momentul ăla îmi dau seama că capacitățile mele de a rezista sunt în continuare valabile. Deci un boost din ăsta al orgoliului și al capacității. Urât mi-a fost omul care consecvent. Urât. Da? N-am întâlnit pervers mai mare ca consecventul la viața mea. Mai ales în lucrurile bune. Deci el se uită la mine când mănânc și îmi zice: șoarece, ai mai o felie? Aia, da. E că e bun. A fost atât de parșiv, Ilona.
Că atunci, eu de atunci n-am săluit-o. De atunci știu cu cine am de-a face. Măi, Ilona, eram la Apoș, în frumoasa insulă Apoș. Măi, Ilona, și s-a dus Anghel în oraș. Atenție, oameni buni, că vreau să vă fac o dezvăluire. Anghel Damian din serialul Vlad are perversități culinare cu colegii. S-a dus în oraș, în orașul Ghinea sau cum se cheamă? Agnita. 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 S-a dus la Agnita. Bă, și el care nu mănâncă dulciuri. Atenție, Ilona. El care nu mănâncă dulciuri. A venit cu doi Kirtosh Colax. Colax, cum zice? Kirtosh Colax. Kirtosh Colax aburinz. Unul cu cocos. În fața mea. Nucă. Știi? Cu nucă și cu miere, știi? Și da. Cal și bun. Și era, deci era cu ochii geară să vadă când mă înfig în ei. Că eu spunându-i că de azi încep regimul. Cum fac eu în fiecare dimineață. Mă, dar care e plenie, Anghel, dacă ai făcut asta. Asta a făcut bun. Dar tu n-ai mâncat, Anghel, din Kirtosh Colax? Nu! Nu s-a atins. Păi și de ce i-a luat? Ca să vad, pentru că eu dimineața am zis, Angele, fii atent, eu încep o viață nouă. Cum încep eu în fiecare zi? Mă las de fumat, nu mai mănânc, mă apuc de sport, mă duc la... A, perversitatea cea mai groaznică era alta. Că noi, deși fiind acolo în insula Apoș, unde, să mă ierte Dumnezeu, măi copii, nu ți-arde de făcut nimic decât să dormi, să mănânci dacă mai sunt lucruri de mâncat și să te joci cu căței, da? E, Anghel Damian al meu se trezea la ora 8 și o lua la pas la alergare 9-10 km și wow. Venea acasă transpirat și mai... Asta n-ar fi fost nimic, că el își dădea seama că noi nu vedem când noi dormeam ca niște porci. Deci n-avea nici cum să profite, să laude cu chestia asta. Numai când mă trezeam dimineață și mi-apărea pe Instagram prima postare, Anghel Damian alerga 10 km, mi se ridica părul în cap măciucă și ziceam, gata, din momentul ăsta mă apuc. Are diferite situații. Dar știi că mi-am dat seama chiar astăzi că acele postări cu alergatul erau tot dintr-un soi de complex din ăsta cu caracter pervers? Ai dreptate, pe bune, că la un moment dat... Eu sunt ca sexologul ăla, mă, bebiță. Exact, exact. M-ai citit, șoarece, sunt o carte deschisă pentru tine. Deci, eu în această pandemie, la un moment dat, am avut așa o revelație că Instagram-ul, că internetul, că Facebook, că tot, că pur și simplu îmi dominau viața și am zis gata, renunț. Dar am păstrat niște postări cu alergatul. Și m-am întrebat eu astăzi, bă, dar de ce am postat în continuare alergatul? Pentru cine postam eu? Că nu interesează ce, te interesează pe cineva că a alergat. Nu! De fapt, eu încercam să uite, pe tine mai ales, că te vedeam la Apoș. La Apoș, pentru cine să postez eu alergările de la Apoș? Nu! Pentru mine! Normal! Și pentru Medea Marinescu, care stăteam împreună la mâncat și la băut, spuneam, mâine de mâine ne apucăm, Medea, fii atent, de mâine ne apucăm de sport. Și aia făcea, băgând în ea sarmale. Da, eu zic că mâna s-a... Dar o luăm încet, să n-alergăm, mult. Fii atent, Marius. Deci o luăm, ne sculăm la 9. Ne sculăm la 9, să alergăm încet, adică o luăm așa pe stradă și după că nu facem febră. Băi, dar eu astăzi am făcut niște pateuri, deci... Am făcut niște pateuri cu brânză, dar brânză de-aia grasă, nu brânză, cea mai grasă. Brânză grasă! Și am pus eu așa în vârf niște căpșuni la ea. Bă, mă, când le-am mâncat, deci după ce că era o bombă ce era acolo în nenorocire, și am pus zahăr în brânză aia și am plecat cu mult zahăr să iasă de dulce, așa. Și după aia am dat jos căpșurile și am mâncat mai poeta și cu brânza aia. Deși cel mai sănătos lucru de pe pateu de alea l-am dat și... Te încurcau căpșunile alea, că erau, parcă aduceau prea multă natură așa. Aduceau... Nu pot să mai povestim astea, pentru că uitați-vă ce privire perversă are Anghel Damian. Uitați-vă la el. Uitați-vă cum se uita cum aș făcea. Ce bine că le-ai mâncat pe toate. Dar Angel, intenționez la un moment dat să ții și tu o săptămână în care să faci tot ce vrei, nu? Nu, pentru că mă cunosc, sunt un om al extremelor. N-ar fi o săptămână. Dacă aș face treaba asta, s-ar prelungi la un an jumate.
Și eu pot să mă îngraș foarte tare sau să slăbesc foarte tare în funcție de necesități în timp de doar două săptămâni. Și atunci probabil că aș traversa către cealaltă extremă. I-am avut chiar în liceu, ca să-ți povestesc drumul meu alimentar, ca să zic așa, după ce am fost... Să preluați de multe ziare, cam ca în toate astea. Să rămâne totul, să știi. Să rămână scris șoarece și pentru generațiile viitoare. De ce să ținem totul pentru noi? Deci eram gras, da? La un moment dat am zis, gata, stop. Și știi, când intri în ciclul ăsta, dacă ești gras și începi să slăbești și începi din ce în ce mai tare să arăți cum îți imaginai... Nu mi s-a întâmplat. Nu ți s-a întâmplat, îți povestesc eu. După care e foarte greu să te oprești. Ai impresia, întotdeauna rămâne așa un soi de iz traumatic în existența ta, că totuși parcă mai ești în continuare puțin gras, parcă mai tragi de pielița asta de la burtă și zici, asta e șuncă. Și te afunzi, te duci din ce în ce mai jos. Angel, că și eu stau așa și zic, trag și zic, păi parcă asta e burtă, bă. Trag de pielicica asta, știi? Trag de pielicica asta și zic, bă, parcă asta e burtă. Am rămas cu chestia aia de când eram gras. Tu îți dai seama? Vezi? Și la un moment dat, ca să înțelegi, acum ajunsesem deja, aveam 1,90 m și acum. Și acum am 76 de kilograme, ca să-ți faci așa o idee. Ei, am ajuns la 61 de kilograme. Deci îți dai seama că eram anorexic nervosa, eram, na, toți colegii credeau că sunt pe droguri grele. Și e boală de piele, dar foarte bună. Toți colegii credeau că sunt pe droguri grele și la un moment dat am zis, băi, hai să-mi iau o zi în care trebuie să-mi fac toate poftele. Trecuseră deja 2 ani de când nu am mai mâncat nimic zahăr, nu făină albă. De fapt, ajunsesem să țin un regim ketogenic pentru cei care cunosc zona de regimuri. Nu cunoaște mai degrabă tot după tine. Dar tu n-ai fost guru 3 săptămâni. Exact. Nu mă agresim și proteine, doar că mâncam foarte puțin, de fapt. Adică micul meu dejun erau circa 10 alune caju. Asta mâncam eu ca mic dejun. După care un somon cu... Notează Daniel, să știm și după aia. Și atenție, că aici este întâmplarea interesantă. Deci am făcut o preambulă asta. Am zis că o zi mănânc absolut ce-mi doresc. Și am făcut următorul traseu. Deci te gândești la mine cu 61 de kilograme. M-am dus, n-aveam carnet pe vremea aia. Am luat 7-8-3, cred. Și am poposit la Ikea. Și m-am dus sus la restaurant și drept țintă la casă și am comandat 20 ceva de chipteluțe. Era meniu maxim de chipteluțe. Asta mi se întâmplă des. Și cu o prăjitură cranț, era tort cranț și mai era un, cred că un cremșnit ceva. Îți imaginezi ce privire perversă aveam în timp ce mă uitam la tava respectivă. Doamna de la casă a simțit că ceva nu e în regulă, că se va produce o întâmplare periculoasă în ziua asta și s-a uitat așa la mine și pentru dumneavoastră, așa cu enfază, pentru dumneavoastră, da, pentru mine, dați-le încoa. Le-am luat, le-am mâncat în 5-10 minute, pentru că mănânc și foarte rapid, eram, îți dai seama, de 2 ani de zile n-am mai pus, în momentul în care am pus zahăr în gură, am simțit că mi explodează creierul, efectiv. A fost așa. Wow, deci ți-a ridicat părul pe mâini, cum povestești. Da. Nu? Bun, cobor jos la Ikea. Îmi iau 2 hot dogi și asta cu... vreau să te întreb. Hot dogi la 1 leu, dacă n-ai băgat din el. Nu se poate. Nu se poate. Bun. Am luat 2 hot dogi. După care plec de acolo, iau tot așa, sens invers, 783 sau 784, nu mai știu care era numărul. Eu trebuia să ajung la film, la Cinema Studio. Pe vremea aia funcționa și Cinema Studio. Și mă oprește la universitate și la universitate este un sediu de frufru. M-am oprit la frufru, am luat niște paste. Dă toate brandurile, dă toate brandurile de pe drum. Paste carbonara cu acea plăcintă cu mere de la frufru. Am mâncat-o 5-10 minute tot așa. După care am luat-o pe magherul în sus și eram vis-a-vis de Cinema Studio, cum ar veni. Dar pe drum am văzut că era un șepol pe partea ailaltă, lângă Eva, pe acolo. Am traversat la șepol. Mi-am luat un Chiș. Da, chiș.
quiche Lorraine, jur, un quiche Lorraine și încă o prăjitură de alea, macarons aveau. Dar vezi că înseamnă totuși lordul tot lord, porceală, dar la fast food-uri nu s-au oprit, știi? Așteaptă. Nu ai văzut când am mâncat o sarmat și este un coc de porc, că am mâncat numai... A terminat în vie, la șaurma, la Dristor, la colț, acolo, la barieră, la șelari. Ia să vedem, de când ai ajuns la Chiș Lorraine? Deci am ajuns la Chiș Lorraine, după care eram în linie dreaptă, mai aveam 200 de metri până la Cinema Studio, dar evident că McDonald's-ul trona vis-a-vis și am zis nu se poate, n-ai cum să ai o zi în care mănânci ce-ți dorești fără să te oprești la McDonald's. M-am oprit la McDonald's, mi-am luat un meniu Big Mac XL, cartofi prăjiți și o plăcințică de aia fierbinte de ars limba. După care am traversat la Cinema Studio și lângă Cinema Studio funcționa o patiserie care avea niște eclere foarte mari și am luat două cu cafea și două cu ciocolată. Și am mâncat și eclerele și am ajuns la film și am adormit la film și m-am trezit, era filmul de la ora 10. Deci a fost un shutdown complet, cred că a fost o comă diabetică, nu știu ce să zic. Efectiv am adormit la ora 2, m-am trezit și simțeam cum sunt, cum în 8 ore s-au depus 2 kg de simțeam așa cum se nasc bulele de grăsime pe corpul meu. Nu știu dacă ai avut vreodată senzația asta fizică, efectiv așa cum parcă răsare. Eu am în fiecare zi, Angel. Bine. Eu am în fiecare zi asta, senzația cum se nasc bulele de grăsime. Da? Da. Uite ce slab eram aici. Uite ce slab eram. Da. Ca să le povestim și internautilor, spectatorilor noștri, că eu te-am văzut pentru prima oară atârnând de o ștangă la Teatrul Național pe vremea când jucai rolul Puc și eu eram gras și băleam la abdomenul tău în six-pack. Asta sună rău. Băleam la abdomenul tău. O auzi pe domnișoara dramaturg. Aud. E un fel de voce din capul tău, așa mi se pare. Băleam la abdomenul tău? Da. Am avut imaginea în cap imediat, eu ca actor imediat am avut imaginea în cap. Nu? Nu? Da. Da. Deci, practic, și după ziua asta din nou, sunt artistic, să se înțeleagă. A, ce poate mea că mânca turte din Hrișcă. Mamă, m-aș pune din nou să mănânc regimul ăla, dar mi-o lene să fac turtițele alea. Ce știu, cred că e bun regimul ăla. Da, da, am mâncat, am ținut numai un regim, 10 zile am mâncat numai, practic numai apă cu făină. Nu făină, grâu, orz, miei, exact ce mănâncă oile. Miei? Miei. Auzi, dar acum cum mănânci? Că știu că tu ai avut mai multe etape în care mai mâncai și carne, mai mâncai. Pateurile făcute de Ilona, oameni buni. Astea sunt fructe. Uite, Georgiana zice te iubesc, Angel Damian. Mulțumesc foarte mult, Georgiana. Da. Zi, Angele, ce mănânci acum? Mai mănânci carne, mai mănânci pește, mai mănânci ce mai mănânci? Carne mai rar, dar pește mănânc. În general, vegetarian, să zicem. Am încercat și vegan, dar nu e neapărat pentru mine. Dar am un... Comandăm în fiecare zi de la un restaurant. De fapt, avem un abonament la un restaurant cu mâncare sănătoasă. Și o masă e asigurată de acolo și masa de dimineață, în general, omletă, lucruri din astea. Păi da, azi era o pizza. Unde era mâncare sănătoasă? Nu, da, dar este dintr-un blat special, blat cu 6 făini integrale, de secară, de hrișcă. Zici că dacă eu îmi fac abonament la magazinul ăsta, eu slăbesc? Treaba cu slăbitul ține doar de cantitate, din punctul meu de vedere. Există un echilibru. Și eu fiind un om al extremelor, mie mi-a fost foarte greu să ajung la acest echilibru. De asta am trecut prin întâmplări ca cea povestită mai sus, mai devreme. Dar da, în mod normal trebuie să slăbești dacă tu acum mănânci nesănătos. O să dau și numele restaurantului, că am văzut că e... Da, dă numele restaurantului. Este Fibrio. Fibrio. Se găsește și pe Glovo. Dacă vreți să testați. Uite, să... Nu, am făcut o emisiune greșită, Ilona. Am băgat toți oamenii în depresie. Deci oamenii toți așa sunt depresie. Toți suntem în depresie. Deci eu nu e de la mâncare, eu nu de la
care sunt așa. Eu am cu tiroida. Asta. Că de-aia am făcut și gușirii. Măi, Angel, dacă eu am reușit, să știți, eu am reușit să ajung la 1,75 ca înălțime și acum din nou sunt la 1,68. Nu știu cum am făcut. Oricare regim, orica ceva, undeva am făcut, nu știu, greșit. Deci aveam 1,75 și acum am stat coroana. Sau... Bun. Acum, dacă tu te-am prins pe chestia asta, Angel, facem emisiunea asta de viață sănătoasă. Dacă îl mai văd pe Dan cu figura aia absolut oripilată, nu știu, hai să-l creștem și pe Dan în zâmbet puțin. Nu sunt oripilat. Mie mi-a rămas în cap toată epopeea oripilat. Nu, da, sunt oripilat deloc. Mi-a rămas în cap toată călătoria ta culinară și mi-o imaginam pe Ilona cântând melodia ei și tu cum bage clere în tine, cum bage clere în tine pe magheru așa pe la 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 la. Am rămas setat pe filmul ăsta, nu mai pot să vezi. Da. Vreau eu să te întreb ceva. Ai zis la un moment dat într-un interviu acordat teatrului care îți plătește dările către stat că dimineața faci omletă cu orez. Da. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor. Pentru că alerg și pentru că de obicei recuperarea după alergare, alerg cam 6-7 km de 4 ori pe săptămână și o zi alerg cam 10-14 km. Cam asta se întâmplă în ultima perioadă. Și foarte mișto. Vai de capul meu, copii, jale cu băiatul ăsta. M-a scos, gata, m-a scos. Nu, s-a ceva de la asta blocat. Sigur. Așa. Și recuperarea după alergare, de obicei, ar trebui făcută cu o proporție de carbohidrați, proteine de 1 la 4. 1 la 4. Alergi. Și atunci, omleta, care în general are mai multe proteine și grăsimi, trebuie echilibrat cu o sursă de carbohidrați sănătoasă. Eu iau orez basmati și pur și simplu orezul e fiert, după care și fac omleta peste orez. Adică efectiv este ca un soi de mâncare de orez cu ou. Nu e chiar paella, ca un fel de paella autohtonă. Exact. Un fel de paella cu ou. Pește. Deci proteina fără carbohidrați nu e bună. Pentru recuperare după sportul de cardio, nu. Nu, la cardio ai nevoie și de carbohidrați. Dacă ai vrea să faci doar forță, să zicem, pentru creșterea masei musculare, imediat după sală ar fi recomandat un shake protein, foarte multă proteină, după care oricum și carbohidrații sunt importanți. Trebuie să Deci, cum ai zis, ultima shake proteic? Da. Dar tu știi, Marius, că ai mâncat și tu. Ai avut și antrenor personal? Hai. Eu am antrenor personal la tot și nu știu cum dracu nu se întâmplă minunea aia când nu se strâmtează abdomenul. Eu cred că e ca la minge. Cum se cheamă aia pe care e pusă pielea? La minge. Grăsime. La minge se cheamă grăsime. E simțit-o. Grăsime, auzi. Cum se cheamă aia de pusă pielea pe minge? Grăsime. Mulajul ăla de piele, cum îi zice? Mulaj, mă, ce vrei să spui? Pe care caută lucrurile de utru? Ce? Doamne, ce ai? Cameră! Camera. La mine e camera. Cine e aici? Angel Damian? Să-mi iau un shake proteic. N-am eu bani, Angel, pentru așa shake proteic. Un shake de porc, da. Bun. Am vorbit despre diete cu Angel Damian. Un singur lucru mai întreb despre sănătate. Vreau să-l întreb necesitatea fumatului în viața unui actor. Necesitatea fumatului? Da, sigur. Care întrebare? Păi, asta a fost întrebarea. Da? Da. Da.
Păi, adică tu îți dai seama că tu, renunțând la țigară, ai renunțat la inspirație, ai renunțat la toate lucrurile bune pe care ți le aduce țigara? Da, dar sincer, țigările, eu m-am apucat de fumat la facultate, la actorie, pentru că la cursurile de actorie, cursurile erau de vreo 6-8 ore și aveam, cred că, două pauze de 5 minute, Ilona își amintește, și în pauzele alea, dacă nu fumai, erai un paria, n-aveai acces la colegi, că majoritatea fuma. Și atunci m-am apucat de fumat și mai degrabă la repetiții, să zic așa, sau la seriile de după spectacol, când mai ești la un restaurant. Acum, în plină pandemie, să stai în casă să fumezi, e chiar plictisitor, așa, n-are sens. Asta i-am zis și eu la Ilona, dar Ilona zice că nu e așa. Ea își ia bani de la companie. Ea nu fumează, mă, aia zic. Că asta i-am zis și eu, nu fumează. Nu fumează, are 10 ani. 10 ani că s-a lăsat. Dar tu, Dan, mai fumezi? Eu? Da. Nu, eu am pus-o deoparte, uite aici și nu mai, gata. Bă, are o țigară pe care o flendură pe-n gură, bă, mă disperă de nervi, nu mai pot cu el. Dar totuși, care-i supapa, Angel? Spune-ne, că trebuie să ai o supapă. Unde e supapa ta? Ce supapă? Păi supapa ta. Nu fumezi, nu bei, nu mănânci zahăr, nu mănânci nimic. Undeva trebuie să ai o supapă. Unde nu cred în teoria că suma vicilor trebuie să fie egală. Pe undeva, pus-i tu ceva. Ce-ai zis? Undeva pus-i tu ceva. Serios. No. Zici-mi pe unde fusi, pe unde fusi, Angel. Nu știu, fă-mi o revizie, Dane, ce să zic. Să unde bate? Nu știu. Oricum, de ce colegii în teatru îți spun, doamnelor și domnilor, el are o poreclă în teatru românesc, de ce colegii în teatru îți spun justițiarul? Mi se spune justițiarul? Da, da. No, categoric. No. Cred că e o poreclă, de fapt nu e o poreclă, nu cred că, așa, poate, mi-a spus cineva justițiarul, cine mi-a spus? În față nu mi-a spus nimeni, probabil pe la spate justițiarul. Dar eu știu. Nu, justițiarule, nu mi-a zis nimeni asta. Păi nu ți-a zis că le e frică de tine, tu ai reușit să bagi frica în tot teatrul românesc. Da. Măi, cred că povestea vine de la faptul că, uite, Ilona poate să confirme. Când eram mai tânăr și mai avântat așa și mai necumpătat, aveam un simț al justiției și dreptății care era ușor exagerat, dacă e să mă întrebi acum, pentru că nu era așezat, nu venea de pe o treaptă rațională, venea de pe o treaptă emoțională, știi? Și atunci eram foarte vocal în a descoperi toate situațiile pe care eu le consideram, asta înseamnă că ele chiar erau injuste, și de a le semnala vocal și de a încerca să le repar prin felurite moduri. Ilona poate să confirme că eram la facultate și au fost câteva situații cu profesori, cu clasa, cu... Ai fost membru acolo în comisie, nu? Erai membru în comisie. Era președinte de... Ce erai, Angel? Erai președinte la Liga Studenților. Da, da, da. Da, mă, nu, asta erai. Eram președintele Ligii Studenților, da, da. Era unul care parca la șmechere acolo lângă profesori. Asta era unul din întotdeauna. Dar tu, Angel, iartă-mă că acum chiar vreau să întreb. Președinte de bloc, trebuie să întrebăm și de asta că e președinte de bloc, da, da. Asta vreau să întreb, Ilona, cum ai făcut tu, măi, Angel, de te-ai învârtit tot timpul între ea mari? Adică cum? Toate funcțiile astea au venit că nu le vrea nimeni. Ele sunt... E, cum, Dan Rădulescu? Păi Dan tânjește, el a vrut să fie lider de sindicat sau a vrut să fie lider la Liga Studenților. După aia a vrut să fie... Eu am vrut să fiu administrator la garaj la mine aici și n-am reușit. N-ai reușit? Nu. Ai pierdut alegerile? Nu i-a dat cu fața. Eu vreau să zic că... Dane, stai puțin, iartă-mă, Angel. Dane, tu, eu m-am prins și trebuie să faci. Tu când m-ai aprins la diferite joburi, ideea fi... Să trimiți numai mail-uri până în ultima clipă în care ei te acceptă. După aia te arăți. Păi asta fac oricum. Păi și după aia, după ce ai dat jobul, îți iau jobul înapoi când te văd? Sau cum? Dar tu cum faci? Te duci și bați la ușă direct? Sau tu cum? Bă, eu nici la mail-uri, că eu la mine și la mail-uri sunt respins. Că eu încă scriu stau legat, scriu la fără linioară. Ce să mai... Eu n-am șanse, da? Zi, Angele, că spune ceva. Bă, ce... Ziceam...
În general, când m-ai întrebat de cum am vrut eu de funcțiile astea, în general am candidat singur, șoarece, adică n-am avut... Când alegi singur și câștigi, pentru că sunt bătăi de cap, de fapt, toate poveștile astea, Liga Studenților, președinția de bloc. Dar cât luai la Liga Studenților? Cam cât luai? Ca monetar? Locul de parcare. Avea acolo, lângă... Aveam de parcare. Și voi nu-l invitați, nu spuneați, măi, Ilona, uite-și pe ăsta, mă, cum parchează. Nu, eram, nu, mai parcam și noi acolo, dar n-aveam voie. Dar te recunosc că la un moment dat, ca să vezi ce face un președinte de studenți. Stai că nu te mai aud. Nu te mai aud. Ceva. Mă auziți? Da, da, pe microfon. Dar n-ai și tu la salariile astea toate și la toate funcțiile astea, nu ți-ai luat un trepied pentru telefon? Dar sunt cu calculatorul. Îl țin în brațe ca un chelner. Îl țin în palmă. Cuvântul meu. Exact așa. Așa e el. Dar de ce? Nu știu, am luat un trepied de telefon și am dat o singură ocazie să-l folosesc, pentru că ți-ai zis că m-am răzvrătit împotriva Instagramului și internetului o perioadă. Și acum, uite, m-a venit un ajutor. Primesc o masă de la un dramaturg celebru, dar până când o punem, gata. Nu, Angele, sincer, ia zi, Angel, zi sincer, da. Păturica aia din spate e de lână? E de la Ikea și orice. Nu știu. Așa, ce ziceam? Da, au pus barieră la facultate, deci nu mai puteai parca în interior și era o telecomandă. Și eu aveam noi în Liga Studenților aveam un loc de parcare și mi-au dat și telecomandă, că n-aveam cum să intru. Și mă duceam sus unde la fumoar, la etajul 3, și cine avea nevoie să intre în facultate, eu de acolo păsam telecomanda, se deschidea bariera și băgau frumos, o luau pe altă ieși, pe altă intrare ca să nu-i vadă paznicul. Deci am dat. Ajutai și middle class-ul. Ajutam, am dat. Zi, Ilona. Am parcat odată pe locul de rector, unde scria rector acolo și am plecat șmecher și am zis că nu se întâmplă nimic, să vedem ce poate se întâmple. Și mi-a sunat telefonul așa după o jumătate de oră și auzi, alo? Și eu zic, da, mă, zi repede că sunt aici la facultate. Ilona, sunt Adrian Titieni, profesorul tău. Vino, te rog frumos, să muți mașina de acolo. Da. Nu ai spus, mă, să vorbească cu reprezentantul tău, cu Angel Damian? Nu există. Vorbiți cu reprezentantul meu din Consiliu, vă rog eu frumos, nu mai mă deranjați la cursuri. Aia e. Da, asta e. Zi. Cum se pupă asta cu imaginea de justițiar? Că dacă băgai lumea pe pile în facultate și așa, adică ai făcut abuzuri din prima funcție de președinte. Dar nu erau pile, dragă, Dane. Nu. Păi eu încercam să ajut tocmai. Mie mi se părea că regula respectivă e o regulă injustă. Pentru că școala este pentru studenți, nu pentru profesori. De ce ar avea un profesor un drept mai mare să parcheze în interiorul facultății decât un student? Pe ce bază? Doar pentru că adică ei își primesc o subvenție de la stat, care la un ATC nu era deloc mică. Pentru un actor se primea cam 1 miliard de lei vechi, 100.000 pe an. Pentru un student la actorie, eu cred că în banii respectivi pe care statul îi dădea pentru tine, putea să intre și un loc de parcare, dacă mă întreb pe mine, nu? Da. Băi, Angele, dar voi v-ați spus problema. Să intre și bandă buzunar, dacă mă întreb pe mine, Angel, să intre și bandă buzunar la asta. Măi, voi ăștia patru care stați în fața mea, trei care stați în fața mea, voi vă puneți problema când voi veneați la facultate cu mașină și aveți loc de parcare, măi, biriticilor, că noi când mergeam la facultate n-aveam nici telefon mobil. Erau alte vremuri. Erau alte vremuri. Asta nu mergea cu BMW-ul. Să duce și el cu mașina la liceu, dar ce treabă ai tu cu el? Lasă-mă în pace. Nu transforma această discuție într-o luptă generațională. Că deja duce. Angel, e o prăpastie între generații. E o prăpastie pe care Ilona, cu o sapă în mână, o sapă din ce în ce mai adânc. Tu duci luptă generațională și cu cei mai în vârstă și cu cei mai tineri. Cum crezi că o să supraviețuiești acestor războaie? Nu o să le poți duce. Eu cred că de ce m-am mutat lângă Belu. Da. Ca punct strategic. Am trei cimitiri aici. Belu ortodox, Belu catolic, Evreescu, care poate să mă primească la o adică, că pe ultima sută o să fac o manevră. Nu spun la nimeni ce manevră fac. Deci am multe posibilități aici. Auzi, Angel, dar ai vrea vreodată să intri în politică? Dacă aș vrea? Da. Nu. Acum... Poate mai târziu, nu știu.
Nu poți să vorbești. Acum e, acum e 10, pe la 1 noaptea, intra în politică mai târziu. Nu poți să vorbesc decât pentru timpul prezent. Adică în acest moment n-am niciun gând, nicio intenție și am văzut mai aproape decât poate alții lumea asta și mi-a plăcut absolut deloc. Adică nu. Dar dacă am face noi un partid. Da. Dacă am face noi un partid. Uite, da. Să se cheme și cu Mia și cu, să se cheme partidul ălora drepți și cinstiți. Așa se cheme. Eu ți-am zis că pe povestea asta cu justițiarul și cu simțul dreptății, eu mă tehnă mai veche puțin. Între timp am devenit ușor mai cinic, adică nu mai. Atunci mie două, o apă rece, te rog. O apă rece, da, de la frigider. Cu gheață. Să nu. Am angajat pe perioada emisiunilor, am angajat pe cineva. Că nu fac față stocului, știi? Că eu după aceea să număr stocul, să văd câte sticle s-a consumat. De apă, de vin, de astea, e complicat. Și am angajat pe... da, atâta. O apă rece, atâta. Cu pahar cu gheață. Uite, cineva spune să se cheme PSF, Partidul Social al Pleșcăilor. PDF. PSF. PDF, mă, Partidul Democrat. Nu. Pleșcăit. Pleșcăit deja. Deci nu a intrat cu noi în politică. Bine, Angel, eu o rețin. Eu v-aș susține de pe margine, dar... Nu am de pe margine, am nevoie de cineva în ring. Și la ce te-ai gândit? Acum la ce m-am gândit, la o friptură, sincer. Băiatul s-a dus la... Gata, am venit subiectul. Ce plăcere vinovată are Angel Damian, că de calități ne-am convins. Bă, trebuie să existe. FLP, Partidul lui Falep. Nu mă, asta e cea mai bună, fii atent. Imediat, Ilona, am reținut întrebarea, dar a spus cineva ceva foarte frumos. Partidul actorilor, nu... Gata, a plecat. A plecat în glorie. Păi da, s-a votat ceva și a dat pe butoanele alea pe acolo, sigur. Nu știu să mai dea, a zis. Nu? Ia, Angele, care e călcâiul lui Ahile? Călcâiul? Dacă mai dezvolt și teoria asta cu plăcerea vinovată, o să mă scoateți în șuturi din emisiunea asta. Eu nu cred în plăceri vinovate, pentru că dacă ar fi vinovate, înseamnă că deja considera. Adică să presupunem, uite-te, cum a început emisiunea cu manelele Ilonei, da? Manelele pentru Ilona nu sunt o plăcere vinovată, pentru că sunt de fapt o plăcere asumată. Ea nu simte o vină, nu simte o angoasă că ascultă manele. Ascultă cu plăcere, așa că... Zi. Are dreptate, Angel. Nu poți să faci ceva care să nu-ți facă plăcere. Adică eu nu fac nimic care să-mi producă sau provoace plăcere și să mă simt după aceea vinovat. Adică aia e de fapt o zonă mai degrabă sadomasochistă, așa mi-o imaginez, mai BDSM-ului. Dar eu n-am în direcția aia, mărturisesc, așa că practic dacă fac anumite lucruri, le fac și încerc să le las. Da, na, le am și eu pe ale mele. Dacă defecte, slavă Domnului, avem destule, despre asta vrem să vorbim. Dar nu defecte, măi, nu defecte, că defecte avem. Eu te întreb, unde ți alunecă piciorul? Băi, sunt coleric, uite, sunt coleric. Mi alunecă piciorul că nu mai asta de caracter, că de caracter niciunul de aici nu e. Toți suntem jale. Traistă, cum ar veni? Poftim? Unde ți traistă, practic? Nu înțeleg, Dane. Vorbește, ai terminat facultatea, două dracu de treabă. Impostează vocea aia puțin. Nu te auzea că vorbea Marius peste. De-aia n-auzeai. Oricum nu era bună metafora, nu știu cum să explic. Nu. Ziceam că unde-ți cade și ție piticul în traistă, dar nu știu. Exact. Da. Unde sufli în păpădie? Și de aici ne ducem în... Pe unde este șobolanul, Angel? Carmen Soares, plăcerea mea învinovată, sunt dramatic. Ce nu înțelegi? Dramaturgii îmi plac. E bine? Acolo îmi scap un pic un traistă? E un răspuns bun. Că acum știi ăsta, Iacobane, dramaturg, și mi-e frică să-mi fac o imagine în cap. Că dacă scapă șobolanul, adică... Nici ce zic.
Dar tu ești în clubul ăsta al romanticilor în care e și domnul Ștefan Iancu? Adică? Nu ești la curent cu clubul ăsta? Nu. Se pare că în rândul actorilor, nu doar bucureșteni, există un club al romanticilor, unde tu pare că te-ai încadra așa după tipar. Noi nu am fost admiși. Nu. N-am primit o invitație în acest club select, deși vorba aceea cu Ștefan Iancu. Eu le dau o pâine. Tu le dai o pâine, nu? Și ce se, care ar fi criteriile de intrare în club? Tu! Eu le dau o pâine, da. Eu pot doar să zic că eu și cu Marius am fost respinși. Asta e tot ce știu. Ce bază? N-ați aflat nimica? Uite, că se activează justițiarul din mine acum. Păi, în primul rând am fost respinși, în primul rând, Anghel, pe bază de fizic. De fizic? Pentru că acolo era Emilian Oprea, era Cristi Popa, era băiețelul ăla. Acum vreți să vă spun părerea mea, eu cred că v-au mințit, nu e niciun club al romanticilor, dar când ajungi în emisiune la Marius și Ilona, trebuie să vă știu cu o poveste interesantă. Eu am două la viața mea, aia cu mâncatul și mai am una cu viperele, eu le-am pregătit din timp. Da, aia e cea mai tare. Așa au inventat și ei o poveste cu clubul romanticilor și au zis, băi, hai să nu știu ce. Nu. Aia cu viperele. Adevărul este, Dane, că trebuie să-ți mărturisesc, că nu ți-am mărturisit. Și ție, da. Anghel, da, și ție, dar Ilona știe. M-am dus și eu la doamna Angela Gheorghiu acasă. Iau? Să mă duc să iau ceva. Să iau ceva. Și cum n-am avut timp, că eu nu mă concentrez pe astea romantice, mi-am dat seama că mă duc fără niște flori. Zic, băi, nu se poate, cum Dumnezeu? Și am oprit taxiul și pe colț la dumneaei, așa, era o florărie, dar florărie, nu magazin de flori. O florărie. Da. Și am zis, doamnă, mă duc la cineva foarte important, dați-mi niște flori. Maule, o mâncați, aș dau niște bujori frumoși. Îți dau niște bujori frumos, senzație faci cu ei. Zic, dați-mi, doamnă, mi-a spus prețul, mi-a căzut capul. Zic, bun, nu, dar cu ăștia zic, rupi, faci senzație. Deci o să te adore. Am luat bujorii și cum mergeam așa, Anghel, cu bujorii în mână și am dat, țineam așa în jos, toți se scuturau. Deci se scuturau efectiv. Se scuturau toți. I-am ținut în sus ca să nu se mai scuture. Când am ajuns la doamna Angela, i-am dat buchetul cu inima strânsă ca un puric. Sunt glume de Teatrul Național. I-am dat buchetul de flori. Și dumneai ei, în timp ce vorbea cu mine, fiind agitat așa, făcea cu florile așa. Da, măi. Și aia spuneam. Bă, și cădeau din florile alea, cădeau toate petalele alea. Mă rugam să se termine conversația, măcar să mai rămână doamna cu câteva petale până intră în casă. Să le treacă pragul, eu atâta mă rugam, înțelegi? Și făcea, da, nu, spun, măi, Marius. Și făceau alea. La un moment dat a făcut și așa, că vorbea și a văzut și petale care zburau și a făcut, da, și cum... Puneam, n-am înțeles cum cineva a putut să-i aducă așa ceva. Deci ăla romantici, orice, dar nu romantic. Nu, înseamnă că fleșcăul s-a transmis și la bujori. Cum l-ai ținut în mână așa, s-a dus. Se poate. Da. Se poate. Eu vreau să-l întreb de povestea aia cu viperele, că aia e cea mai tare. Deci aia e senzație. Să povestesc? Da. Da. Deci eram eu în anul întâi. Spre final așa, terminam facultatea, urma să vină vara și eram cu un prieten bun și el actor, colegul nostru Cristi Bota, care am fost și coleg de generală și de așa. Mă rog. Asta e, da, mă rog. Și eram noi ușor amețiți, pe vremea aia mă dedeam la câte un pahar. Nu cred. Ba da. Așa mă l-a rugat acum la Apoș, l-a rugat să bea o gură de vin. I-a zis, te rog eu frumos, vreau să te văd și eu, ca prieten al tău, să te văd cum bei o gură de vin. Mâine seară, a zis, iau, bea un pahar de vin roșu. Și a pus un pahar de vin roșu și a tăpat. Da. Deci ai fost vreodată bețiv? Nu bețiv. Povestea. Să zicem că na, un pahar, două mai erau din când în când. Și cum era finalul anului, eram cu prietenul meu din copilărie și eram noi amețiți așa și ne gândeam, băi, ce să facem noi, cum să facem vara asta, să facem bani. Hai că primul an la actorie s-a terminat, dar acum na, trebuie să facem bani. Asta e o problemă a generației noastre. Băi, cum să faci bani? Trebuie să facem bani. Păi și... eu cu Ilona suntem tot acolo. Vezi? Și mi-am adus eu aminte că aveam un prieten care și-a făcut o crescătorie de vipere. Pentru necunoscători, viperele
produc cam 1,5 grame de venin în fiecare an și veninul ăla e folosit în industria farmaceutică pentru creme de anticelulitice, tot felul de creme de față și așa mai departe. Și se vinde cu 1500 de euro gram. Și ferma în România, asta era a doua sau a treia fermă de vipere și începeau să bubuie. Era deja o modă, bă, cu ferma de viperele, ferma de vipere, se scot bani, îți iei 500-600 de vipere, că sunt ușor de întreținut, nu trebuie să mănânce decât șoareci de laborator și le ții într-un terariu la 37 de grade acolo, le creezi un microclimat, le dai șoareci de laborator și ai un gram jumate, 1500 de euro pe viperă. Deci faci 500.000 de euro, să zicem, pe an, mă rog, teoretic, potențial, pe care de fapt dacă îți... Asta era ideea, stai puțin, că povestea e... Deci așa... Știam eu de la prietenul meu că el are ferma asta de vipere și face cam un profit de vreo 200 și ceva de mii de euro pe an. Și era 3-4 noaptea, ușor amețiți, vorbeam de vipere, că o să facem vipere, de-ți dai seama, erau doi oameni beți care vorbesc despre ferma de vipere. Pleacă de la mine, eu mă culc, a doua zi la ora 8:30 dimineața, sună interfonul, eu răspund, alo, da, Cristi, ce dracu, și-a uitat ăsta la mine, și-a uitat ceva la mine, că 8:30, a plecat la 4:30, s-a întors la 8:30 după 4. Și deschid, îl înjuram în timp ce urca pe scările alea, merg și îl văd că apare cu maică-sa. Urca scările cu maică-sa. Și eu m-am panicat, am crezut că, nu știu ce, eu fi povestit maică-sa, că na, la orice, de vipere, de ce am făcut aseară, de ce s-a întâmplat. Apare mai că să intre așa direct, fără bună, Angel, bună, mi-a povestit Cristi ce ați vorbit aseară și mi se pare o idee extraordinară. Și am venit să facem planul de afaceri. Atât vă mai lipsea. Am venit să facem planul de afaceri și să demarăm. Am înțeles că ai un prieten care se ocupă cu asta, vreau să mă afli cum se procedează, ce a făcut și în ce fel. Și eu o să vin, ea era, mama lui Cristi, era medic de profesie, terminase și drept, mă rog, un om foarte special așa, și am zis, bine, dacă na, avem această autoritate cu noi, mergem înainte în povestea asta. Ca să scurtez povestea, mă rog, mă interesez, vorbesc cu prietenul al meu, ăla ușor deja începea să nu mai îmi dea așa multe informații, că s-a prins că intram și eu pe domeniul lui și totuși concurență, vorba aceea, și am aflat care e procedura. Unde să facem viperele? A fost prima întrebare și răspunsul a venit de la mama lui Cristi, care avea o casă în construcție în Cernica. Și a zis că are acolo un subsol și că numai bine, la subsolul la care e în construcție, facem terariile, sigur microclimatul, dar ne trebuia un aviz de la autoritatea veterinară, de pe Ilfov, că era zona Cernica. Și aflăm noi numărul șefului de la autoritatea veterinară, îi povestim că vrem să facem ceva cu viperele, omul zice, sigur, să văd, să studiem unde vreți să faceți, dacă e posibil, ne întâlnim cu el, îl luăm cu mașina, îl ducem la Cernica. Vede locul, zice, dom'le, păi, ăsta e un șantier, legea spune că viperele trebuie să stea la 500 de metri de orice spațiu locuit, aici aveți o casă exact lângă, nu se poate, dar, dacă acceptați un al patrulea asociat în firmă, s-ar putea să nu vină nimeni în control la dumneavoastră, că eu sunt pe Ilfov, nu mai e nimeni pe Ilfov, sunt doar eu, așa că s-ar putea să nu vină nimeni în control la dumneavoastră și... Eu și mulg vipere, că sunt și veterinar, le și mulg. Cine mulge la voi? Nu are cine să mulgă la voi. Viperele să mulg? Da, se mulg. Așa de cap, se iau de cap. Da, într-un recipient și în momentul ăla mulg, se liberează venin. Bun. După care, când zice că le mulge el și care intra asociat cu 25%, intervine imediat mama lui Cristi. Stați, domne, puțin, pe ați venit să ne furați afacerea, cum 25%? Păi le mulg eu. Eu sunt medic, ce poate? Eu am operat. Eu ce crezi că o fi greu să mulg o viperă? Mulg eu vipera, dar 10%, nu mai mult. Am început negocierile deja pe procente de la 30%. Până la urmă, mama lui Cristi nu se înțelege cu acel domn și spune, domne, facem noi viperele. Nu, hai să văd eu când vine. Ce amendă poate să-mi dea? S-a uitat cât era amenda, 5.000 de lei. La 500.000 de euro cât o să facem noi, ce mai e 5.000 de lei? Facem fără să ne dea amendă. Comandăm noi viperele din Ungaria. 300 de vipere pui care mai trebuiau să crească. Facem terarii, mergem frumos la obor, luăm șoareci de laborator, tot acolo. Erau pui, încă n-aveau ugerele. Erau pui, încă nu le puteai mulge, da, deci până la un an trebuie să aștepți, nu poți. Încercăm noi să creăm microclimatul, dar era foarte complicat, că era un șantier în construcție, nu stătea nici cum temperatura cum trebuie, era var, umiditate mai mare, mai mică, mă rog.
Și când eram noi așa cu de-abia coteam capul la liman, eu ajung într-o seară acasă de la munca pe vitere, ca să zic așa, și deschid televizorul și văd la știri acel prieten care mi-a dat ideea, cu care am povestit despre ferma de vipere, cum prezenta pentru o emisiune în direct povestea cu ferma de vipere, ce de succes e, ferma de succes din Europa de Est, și prezenta în direct cum se mulge o viperă. Deci ăsta era mentorul vostru, practic. Vedem și cum se mulge viperele. Ei, și vreau să zic că în acea demonstrație omul a fost mușcat de viperă. Uite așa, și se ia de cap și se pune exact. Și a început să urle. Evident că s-a întrerupt, după care m-am uitat toată noaptea, știri care la fiecare calup din ala de știri, i se pomenea numele, a fost dus de urgență la spital, i se va amputa o mână, i se va face așa ce, că antiveninul era expirat, că antiveninul de la vipere durează foarte puțin și nu l-avea schimbat la ferma lui de la Giurgiu. Și l-au dus la urgență, au vrut să-i tai o mână, până la urmă, mă rog, a scăpat cu viață, nu i-au tăiat nicio mână. De la a fost momentul în care eu am zis, băi, cu toate lucrurile, îmi asum această pierdere și o să ies din afacere, vă las pe voi. Și, mă rog, afacerea a mai continuat o perioadă, dar până la urmă au murit toate viperele după vreun an jumate și n-au mulți mai mult de un gram și ceva în total, pe care n-au avut cui să-l vândă. Dar cât costă o viperă? Băi, alea am luat cu 1500 de euro 30 de vipere. Deci nu era... Mamă, cât o trotinetă electrică, de-aia șmecheră. Dar ele se mulțeau. Da, mult. Tu luai 30, dar ele se mulțeau, se făceau 500 în 2-3 ani. Problema era că dacă nu reușeai să menții microclimatul și, mă rog, să ai... Plus că mai era o chestie, până ne-am prins noi, de fapt până s-a prins... Când le dădeai de mâncare, trebuia să le separi, pentru că tu dacă aruncai un șoarece de laborator în terariu... Nu mai spun șoarece de laborator, că mi se face frică pentru viața mea. Șoarece. Dacă aruncai, un, să zicem, mâncarea lor vie în terariu, ele săreau și practic se mușcau una pe alta. Și erau veninoase, deci practic veninul acționa și asupra lor. Ele să o trebesc cu propriul venin? Atât de nenorocite? Da, se omorau între ele, n-aveai. Păi era legea junglei, care era mai puternică, supraviețea. Și așa, mă rog, până la urmă, viperele alea au fost un subiect de distracție când mai mergeam pe la acest coleg al nostru, la Cernica, și dacă voiai să ai senzații tari, mergeai jos la subsol să vezi viperele. Era... Ele cu dezumidificator mai bine lua 30-40 de vipere de-astea. Eu aveam, oricum, eu aveam creat microclimatul, că eu oricum trăiesc, așa trăiesc și eu, microclimat de ăsta. Deci îți dai seama că noi trăiam expresia vrei să te duc la subsol să-ți arăt vipera pe bune, nu era nimic sexual în ea, nu te lua garda dacă spuneai treaba asta. A fost în facultate și cam asta a fost încercarea mea de a intra în lumea afacerilor, după care... Era băiatul Dumitru Tinu, Andrei, da. Tinu. Da. Se găsește pe internet momentul în care a fost mușcat de viperă. Eu l-am văzut. Deci tu practic n-ai mulț niciodată, n-ai ajuns efectiv să mulgi o viperă. Ai mulț, dar nimeni din trio inițial n-a mulț. Cine a ajuns să mulgă viperă a fost unul dintre zilierii care lucrau la casa de la Cernica. Andrei Dubravi. Care n-a zis, bă, hai să... Dacă tot e ce mi-e șpaclu, ce mi-e vipera, am luat-o, a pus-o. Dar problema era că dacă n-aveai cantități mari industriale să poți să vinzi la nivel de farma, singurii cumpărători, potențial cumpărători, erau alte ferme de vipere care aveau deja contracte cu vipere. Și era foarte complicat. Da. Asta e. Pierdeai la bani. N-a fost să fie. Da, bă, dar ce rău îmi pare că n-am mers. Da. Îmi pare rău tare că n-am mers, că acum îți dai seama, îl cunoșteam pe șeful de la ferma de vipere. Da. Ioi. Liniștită. 300 de secundă. O viperă mușcă mai repede decât poate să clipească un om. Mă dă atenție în momentul în care trebuie să mulgă vipera și aia a fost. Nu necesită o perioadă îndelungată de timp pentru a te mușca. Apoi începe numărătoarea inversă. Victima mai are 9 ore de viață. Cronometrul morții a pornit azi dimineață pentru Andrei Tinu. Mamă, ai văzut cum a făcut?
Dar e bine acum, adică n-a pățit nimic în ultima instanță. Nu. În ultima instanță nu, că l-au judecat pentru furt și toate alea. Era foarte aproape să-i se amputeze o mână. Pentru că... Din câte mi-aduc aminte, avea o fermă la Giurgiu și n-avea antiveninul valabil, era expirat. Și de la Giurgiu, apropo Ilona, vezi că tot de acolo vine tot. Cred că tu ești așa a pățit băiatul lui Răzvan Teodorescu. Da, dar în natură, nu la o fermă. A fost mușcat de o viperă în natură. Da, în natură. Și n-a avut chiar un caz foarte tragic. L-a fost un... De fapt, da. Ăla e singurul deces înregistrat după o mușcătură de viperă din România. Nu s-a murit, adică s-a ajuns, a amputat un membru ceva, dar băiatul domnului Teodorescu a fost singurul din câte cunosc care a murit de mușcătură de viperă. N-a avut cu el. Era și el la o fermă la țară și n-a avut vaccin, n-a avut nimic, nu s-a putut face. Da. Eu zic să nu facem de asta cu vipere. Voi ce ziceți? Să ridicăm mâna. Facem altceva. Dacă avem bani să investim, putem să ne apucăm de altele. Dar nu. Eu intuiesc că la tine, Marius, în subsol, e temperatura și microclimatul potrivit. Eu chiar cred asta. Deci, dacă știu, dar nu mă apuc cu vipere, că mie mi-e frică și de umbra mea până casă. Câteodată mă sperii când cobor și văd umbra mea pe zid. Deci nu, eu trebuie să fac să la subsol aici aș putea să fac o plantație de flori, de exemplu. Sau ceva investim. Sau de buburuze, dar nu știu unde să vând buburuze. Marius, sau putem să luăm vipere din teatru, ce zici? Să le punem în casă. Da. Lasă-mă că eu am crescut destule la sân. Îți mănâncă din frigider. Îmi mănâncă de în frigider, îmi mănâncă de pe sub unghii. Nu, mulțumesc frumos. Nu, o fermă de fonfleu. Poți să faci fermă de mușchi, de mușchi din ăla, de copac, acolo la cât e de umed. Mușchi verde? Dar să știi că e un business. Ai văzut că există noile decorațiuni interioare cu mușchi. Poți să mai cresc flori de mucigai. Da. Păi nu spunea poetul că dăm bube mucigaiuri și noroi, născut am inversuri și versuri noi? Da. Dramaturgul din casă spune că poți să faci și flori de muci. Da, nu știu, asta cum se face? Dacă are și rețeta? Care ce? Trebuie mergi. Am limaș. Ai limaș? Am limaș, olioliu. Fac crescătorie de limaș. La tine vine să vii tu, Ilona, să mulci limaxii? Uite, cred că s-au dat 10 lei pentru limaxii tăi. Zi, mă, Ilona, vii să mulci limaxul. Da, mă, vin, normal că vin. Eu nu în viață să pun mâna pe el dacă poți să crezi. El necosie, e ca o fleandură care ți-a unică pântridește așa, e ca o scârnăvie, ca o ceva, ca un șerpe rece. Știi? Dar dacă vii tu, poate fiind parte feminină, el fiind parte masculină, s-ar putea să încălzească, dacă înțelegi. Bun, hai să vorbim un pic de Vlad, de serialul Vlad, că n-am vorbit de Vlad. Am să spun de serialul Robert. După tu înseamnă că de asta te-ai apucat de scris anghele, că ai tot felul de povești de astea, mai ales că... Cam astea au fost cele mai interesante, ce să zic. Acum... Bine, eu vreau să te întreb așa. Nu știu dacă am voie. Dacă vezi că e indiscretă întrebarea, tușești, Anghel, da? Așa. Eu mă prind imediat, tu știi că eu sunt discret. Deci tu ai dat casting la serialul Vlad. Da. Ai dat casting ca tot omul. Tot omul, da. Adică și-ai luat castingul, l-ai luat și tu cum l-ai luat. Adică cum se ia un casting? Stai, aștept să te sune, să fii exact pe lista scurtă, să... Exact. Nu? Adică ai trecut în focurile unui actor obișnuit. Absolut. Da. După care tu dintr-o dată ai ajuns șeful la filmul ăsta, cumva. Băi, știu că pare suspect, dar poți să-ți... Dar stai un pic, că vreau să opresc emisiunea aici, opriți-vă, vreau să cobor. Cum adică? Adică cum s-a făcut chestia asta? Bun, deci eu luăm așa, pas cu pas. Deja castul era aproape făcut. Ei deja filmau la serialul Vlad. Și aveau nevoie de varianta lui Vlad, care era deja alesa din Artea Tânără. Și ei s-au chinuit, domne, cu... De exemplu, stai, facem o pauză aici. De exemplu, eu de ce n-am prins la din Artea? Era să mai zic eu ceva. Nici măcar, Angel. Că nu luam castingul era una, înțelegeam. Că poate în ziua n-am fost bine. Dar n-am fost chemat pe rol. N-am fost chemat. Nici eu, nici colegul
Cred că e o discriminare pe bază de înălțime, și oarece, cred că pe asta s-a mers. Am avut eu 1,75 m, după aia am scăzut la 1,60 m, nu? Da. S-au prins că e ceva putred acolo și au zis, băi, ăsta, dacă scade la 1,50. Corect. Nu mai mă potriveam cu Olimpia pe linte. Da, exact. Bun. Deci era castul aproape ales, ei căutau varianta asta, au dat o grămadă de probe și într-o zi la Domnica Cărciumaru, care se ocupă de castingurile serialelor de la ProTV și nu. A avut o invitată în emisiune. Știu. O cunosc personal. Eram acolo pentru altceva și se uită așa la mine și bă, tu te-ai potrivit, am zis, da, ia să duc eu la casting la Vlad. Vlad, bine. Dau probă. Ei deja filmau, am dat probă în timp ce ei filmau, în pauza lor de masă. M-am dus, filmau la mall la promenadă și m-am dus și am dat probă în rulotă cu Olimpia și cu Adi, mă rog, și cu regizorul Hesus. Am dat o probă după care... Am mai auzit de probele astea în rulotă și da. Nu știu dacă putem intra. Da, în rulotă a început totul. Bun, am dat probă în rulotă și pe 9 august chiar de ziua. Dar ai făcut compromisul ăla mare, nu? Nu. Nu m-am pus în genunchi, șoarece. Nu, asta... eu te-am întrebat. Băi, eu ca jurnalist, sunt foarte acid, Angel. Chiar dacă ești prieten, eu trebuie să intru. Na, asta e. Am stat drept și demn. Asta pot să zic. Okay. Bun. Și am dat proba, după care au trecut vreo 2 săptămâni și de ziua mea, chiar de 9 august, acum 2 ani de zile, primesc telefonul că te-au confirmat, te-au ales. Senzațional. Bun. Începem filmările și la filmări aveau nevoie de un băiat care... Aici, de ce n-am fost filmat eu? Când aveau nevoie de băiatul ăsta? Între 7 și 11 ani. Perfect. Un băiat între 7 și 11 ani. Ca intelect te potriveai. Care să joace fratele meu. Echivalent... Nu mai mă jigni, Lia. Așa. Deci, un fel de Ștefan Iancu mai mic. Da? Că Ștefan Iancu era fratele meu în varianta prezentului, în varianta trecutului trebuia ceva între 7 și 11 ani cât să pară că e posibil. Dar câți frate în serialul ăsta? 7 frate? E un singur frate, doar că vorbim de prezent și vorbim de trecut. Și atunci eu jucându-l pe protagonist în trecut, aveam nevoie și de un frate mai mic, care în prezent este jucat de Ștefan Iancu. Deci eu sunt echivalentul lui Adin Artea și acest băiat ar fi fost echivalentul lui Ștefan Iancu. S-au dat probe, ori eu tocmai făcusem un scurtmetraj care se numește Michelangelo cu băiatul Medei Marinescu și lui George Dăscărescu, altă invitată a emisiunii. Că vezi, mă, cum se învârtă. Dintre toți invitații ăștia, numai eu n-am jucat în filme, tu îți dai seama? Da. Deci toată lumea are legătură cu ceva, numai eu n-am cu filme. Da. Și i-am zis, băi, îl știu pe acest băiat. Adică îl știu, am făcut un scurtmetraj, l-am scris și am regizat și vreau să vă dau scurtmetrajul să-l vedeți, ca să vedeți cum joacă băiatul. Că era băiatul Luca, juca rol principal în scurtmetrajul meu și era foarte bun, extraordinar de bun. Și le-am dat scurtmetrajul, l-au văzut, l-au chemat, a și luat proba. Într-un final n-am mai ajuns să joace pentru că trebuia să se tundă foarte scurt și omul. Ce mă bucur că cineva a pierdut castingul, frate. Da, dar după aia au zis, băi, tu scrii, tu regizezi, nu vrei să dai o probă pentru scris la serialul Vlad? Erau deja un număr de 4 scenariști. Și am zis, bă, da, hai să dau o probă. Am dat o probă, mi-au dat de scris 2 secvențe, am scris acele 2 secvențe, m-au acceptat, după care mi-au dat de scris inițial 2 episoade. Am scris 2 episoade, am terminat mai repede decât colegii mei co-scenariști la momentul respectiv și am zis, dacă tu ai terminat tu 2 episoade și ei sunt bine, hai să-ți mai dăm încă 2, că ceilalți până când le termină pe ale lor, tu poți să le iei de unul de acolo, unul de acolo și să scrii 4. Toate astea tot în rulota aia ți le-au dat pe toate? Nu. Eram deja pe canapea acasă. Deci am pus... Okay. Deci ați trecut la canapea. Am trecut la canapea. Coborât un timp. Exact. Și am ajuns să scriu 4 episoade, după care era tot sezonul. Cu 4 scenariști, eu scrisesem 4 și alții câte 2, câte 4, câte 2 și au citit și au zis, băi, ok, tu rămâi să rescrii ca să fie cu aceeași mână cum ar veni, să fie cam, personajele să vorbească în aceeași direcție, ne place. Păi dă și mie mâna ta, mă, să fac și niște bani cu ea. Nu mă știu, ce să fac, mă mai țin puțin până pe 5 iulie, că mai am puțin de scris, după aceea sunt promot, vreo 2-3. Bine, o să folosesc în diferite variante, să știi. Exact. După care vreau să vorbească, știi? Așa.
După care, din momentul în care am început să mi-au dat libertatea să scriu despre, să scriu practic head writer, cum se numește titulatura oficială, serialul Vlad a și devenit, a cotit-o de la echivalentul lui turcesc și a luat-o pe o zonă, să o numim original, o poveste, adică o poveste românească, universul nostru. N-am mai respectat formatul, că el inițial era un format, era un serial cumpărat, dar în continuare rămâne un format, dar cu povestea noastră. Ce vedem astăzi în serialul Vlad nu există nicăieri altundeva, nu e la Turci, nu e nicăieri în altă parte. Și din momentul ăla am început să scriu, am scris sezonul respectiv, după care mi-au zis, ok, vrem să scrii mai departe, tot așa, într-o cheie românească originală, hai să scrii mai departe, hai fă-ți echipă. Mi-am făcut echipă și așa am ajuns astăzi la echivalentul de creative producer și head writer. Dar unde se dă probele pentru asta? Pentru scris? Pentru scris? Păi acasă se dau probele, la tine. Tu practic primești de scris ceva și trebuie să scrii. Păi să-mi trimite cineva de la ei sau să-mi trimite, da, de la ei subiectul? Da. Vine acasă la tine. Acum eu trebuie să te pun să dai probă și are ce. Păi dăm subiectul. Care ar fi subiectul? Prima, un subiect. Fie două secvențe, da? Da. Da, una cu Vlad și Leo, care sunt la pod, se întâlnesc la pod, da? Și ca ce fac la pod? Pot să dau așa și pe în toate, adică dacă pot să văd în toate zonele. Da, una la alegerea ta și una la impusă, știi, facem ca la patinaj artistic. Ok. O situație te dau eu și una te las, ce vrei tu. Și care e situația pe care mi-o dai tu? Situația pe care ți-o dau eu e că vin de la înmormântarea Roxanei. Și Leo vrea să... Dar Roxana asta câte ani avea? Că mă interesează, da, pentru că... Ce 20 eu? Ceva de ani, 23-24. Era jucat în prima sa. Și Leo vrea să-l omoare pe Vlad pentru că îl consideră vinovat de moartea ei. Uite, asta e o situație de funcție. Aha. Păi și-l omoară cu pod, e clar. Da, da. Dar scrie și cu vorbe și cu... Dacă spui, nu, nu, eu vreau să o fac tensionată scena. Aș băga privire, aș băga privire, aș băga contexte, aș băga peisaje, dar n-aș băga vorbe multe, decât stai. Da, se poate și așa. Privire. Adică să fie un pic de tensiune. Aș băga pe desubt o muzică frumoasă, ceva care să cânte ori Ilona, ori cineva mai cunoscut. Da, Ilona ar putea să cânte ce a cântat la început astăzi, da. Nu, că nu vreau să dau, nu, vreau să fie mai frumos, vreau să fac ceva frumos, Dani. Ilona e la un canal de televiziune concurent, nu avem cum să o luăm. Nu, da. Sau păi poate așa de la Gheorghe Ghiurciu să cânte o Traviata și la final, când îi bagă cuțitul în burtă, să se ajungă la cuta aia. Pac! La omorul sub pod. Știi? Da, da. Adică am multe idei eu, dar eu n-am fost exploatat, adică aici. Atâta a fost. Da, și eu, da, apropo de asta, Angel, și eu, de eu nu filmez în absolut nimic, de aia că mi-e teamă că va veni televiziunea concurentă și mie să nu pierd alte oportunități. Da, știu că asta e întotdeauna. De atâta stau într-un fel de stand-by din asta, știi? E un act de... e un risc până la urmă, știi? Dacă mergi undeva, că există și posibilitatea să mergi altundeva. Și atunci, da, și atunci mai bine rămân într-o zonă safe, așa. Ești într-o permanentă anticipație și... Da. Na, bă, nu acum că vine el alții. Și... Angele! Dar unde te vezi tu peste 10 ani? Am trecut la oracol. Suntem, păi, la, da, zi. Cum dorește căprioara apă dulce de izvor, așa îți doresc eu ție mult noroc în viitor. Da, da. Unde mă văd peste 10 ani? Unde mi-aș dori sau unde mă văd într-un real? Unde ți-ai dori, că nu știu, poți... Mi-aș dori să fiu un creator de seriale. Da? Ceva seriale la activ și seriale internaționale. Mi-ar plăcea. Dar nu vrei să-ți dau un teatru pe mână? Ți-aș da un teatru pe mână, practic. Dar de ce nu să vrea? Nu vrea. Nu. Hai, tată, că nici să câștigă bine. Dar da, ți-aș da și o televiziune. Domnul Dan ar putea să aibă un teatru pe mână. E așa-l simt. Cu drag, mă, copii, mă copilaș! Domnul Dan riscă. Ești director de teatru? Poftim? Ai vrea să devii director de teatru? Dacă ți-ar da cineva, ai lua? Ce se întâmplă, Marius? Eu n-aș vrea, dar cineva trebuie să o facă și pe asta. Trebuie să ia cineva și glonțul ăsta. Am înțeles. Te dă afară, leșin. Te dă afară, îți dai seama, ăsta în prima zi vă dă afară pe amândoi. Eu? Nu, eu. Nu e adevărat. Fai de mine.
Pe Angel îl dau doar afară de pe postul de actor și îl bag la finanțe, la astea, la... Rezolvă de legile, a? Și Ilona o fac șefă la cabiniere acolo. Se înțelege bine cu tot personalul. Face și cafea bună, stă la țigări cu oamenii, dacă o fi ăia pe acolo, dă cu mătura, spală, calcă. Freacă Ilona are cale cu asta. Uite, un teatru cu vipere cu tot, zice Lavinia. Mi se pare o idee bună. Uite. Peste teatru 10... cu vipere există deja. Ce? Există deja teatru cu vipere. Oh, păi da, toate sunt cu vipere. Da. Păi este teatru, vreau să văd teatru fără vipere. Unde există? Cred că teatru fără vipere era Metropolisul. Că acolo erau vipere din toate teatrele și s-a anulat. Știi cum e? Da. Minus cu minus de plus. Da. Lăsau pielea de șarpe la teatrele lor. Exact. Acolo veneam toți relaxați și ne bucuram că eram în contexte bune, eram prieteni toți acolo, nu prea ne... Băi, a trecut o oră jumătate. Asta ce a mai furat niște bani. N-am zis niciun banc în seara asta și a trecut o oră jumătate totuși. Hai zi! M-am zis. Pentru domnul Angel Damian am pregătit aici ceva frumos. Dani, feblețea mea, să rămână înregistrat. Deși suntem la Mariu și la Ilona în emisiune, pe care îi iubesc și stimez, dar... Minte. Adevărat. La 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 la. Nu e adevărat. Bagă-l înapoi să vedem ce zice. Nu, cred că l-au dat afară definitiv. N-am ce să... Deci, pe scurt, Dani este feble. Nu se poate, mă, vorbi nimic aici peste noi. Aici e dictatură, băi. Aici e dictatură. Deci îl iubești pe Dan, am înțeles. Da, mi se pare un etalon comic. Nu, Horatiu e foarte dur. Nu-mi dă voie să ies mai mult decât mi-e locul în emisiunea asta. Știi, cum vede că mă ridic mai mult, mă pleznește în moalele capului. Mă asculți? Mă auzi acum? Pare că te-ai blocat. Eu da, eu te ascult. Eu știu că te-am obișnuit cu un anumit nivel de umor, o să fii dezamăgit în seara asta, dar o să încerc totuși, să zic. Știi de ce? Ați promit să las critica rațiunii mai jos. Ok. Știi de ce s-a lăsat ghicitoarea de dat în cărți? Nu. Fiindcă nu vedea niciun viitor în treaba asta. Ok. Asta a fost tot. Dar se mai poate, să știi, mai am. Am unul un pic mai dur, nu știu dacă s-ar supăra iubitul nostru auditoriu dacă l-aș zice, dar aș risca, că nu, dacă nu stăpâni acasă, îl zic acum repede. Zil. Un băiețel către tatăl lui. Tata, noi de ce nu avem poze cu mine de când eram mic de tot? Fiule, cum să zic, unde suntem noi acum? În mașină. Corect. Și ce mașină are tati? Un Fiat. Corect. Deci tu ești în Fiat. Ăsta e bun. Superb. Superb. Da. Băi. A, erați aici și voi doi. Voi da, nu. Ne-am dus până la... Emisiunea asta aniversară a lăsat totuși ceva în urma ei. Și tot e. A lăsat o mărturisire de dragoste în primul rând, ceea ce e rar. De? Prea am avut. O mărturisire? De dragoste. Pe care am făcut-o eu lui Dan, nu? Sau care? Da. Da. Vezi, e public, acum nu se mai... Da, da, a 50 aniversare, uite. Da. Și că nici măcar n-am făcut cândea. Șampanie, cine bea șampanie? Eu. De unde e șampanie? Cred că Marius părea că bea șampanie. Nu, eu beau prosecco. Tu bei, eu beau vin. Tu bei din banii de la emisiune, Ilona? Nu, beau din banii mei. Tu bei din banii de la emisiune și ți-ai alcool? Beau din salariu, că mi-a intrat pe 12. Dar vezi, Marius, spune și chestia asta cu declarațiile de dragoste, să știi. Că îmi declară verzi și uscate, dar la filme, la seriale, la... Dane, știi ce se întâmplă? De data asta nu a fost... Băi, Angel, el o să-l omoare cinstea. Dane, uite-te, mai, eu fac o promisiune, încă o promisiune aici, live. Că dacă se va mai... Nu mai las, măi, Ilona, că... Ăsta vorbește în continuare, nu mai vorbim, băi, nu.
Păi, nu mă spuneți cariera, vă rog, că îmi promitea, mă făcea... Bine, hai te scop pe tine, las pe el. Deci, Dane, unde ești tu acum? Ascultă la mine, dacă se va mai face un sezon de Vlad, eu îți promit că voi face tot ce stă în puterea mea, că vorba aceea, în să ai un rol demn de talentul tău comic și să te vadă 1.500.000 de spectatori în fiecare luni seara pe Pro TV. Șoferul 4, care apare episodic în episodul 5. Hai. Bă, da, nume și prenume, Dane. Okay. Vezi, mă, îi dai o mână și ți-a tot corpul, bă, ăsta. Da. Adică șoferul 4. Dar ce vrei, mă, șofer numărul 1, ăla care conduce mașina? Păi da, ce? Dar știți că, de fapt, rolurile astea de șoferi, dacă sunt șoferi pentru personaje importante, sunt, de fapt, cele mai bine plătite. Pentru că dacă ești plătit la zi de filmare, șoferul se plimbă dintr-un loc în altul. Ai mai multe zile. Adică într-o zi filmezi când pleci cu mașina, într-o zi filmezi când ajungi cu mașina, într-o zi filmezi pe drum. Asta mie îmi sună bine. Nu? A, dacă sunt șofer personal al cuiva, aia da. Fă-mă șofer. Uite ce întrebare bună a pus Liliana Staicu. Uite ce întrebare bună a pus. Ce întrebare? Și lui Marius? Uite ce întrebare. Uite ce întrebare bună a pus? Eu, ce să zic? Din păcate... Nu decide el, Marius. Are... Lasă-mă, că nu am eu nevoie. Lasă că, Angel, așteptăm să-ți ții promisiunea. Unii șoferi ajung și în parlamentari. E bun asta, e adevărat. Aoleu, știți că m-au descoperit azi la SRS? M-au descoperit azi, frate, că colaboram cu ăla de la SRS, cu ISRS-ul. Pe tine? M-au găsit azi. Avea numele de dân securitate Manole. Ce a zis, să terminăm? A zis Lia să terminăm? Nu. M-a întrebat ceva legat de tine, șoarece, dar nu pot să spun că suntem în direct. Uite, pentru Marius zice să-mi dai un rol de trecător pe stradă. Marius, șoferul lui Sar. Păi Sar e moartă. Șoferul lui Sar, pe bune, Mihail. Vrei să mă duc după ea? Băi, stai un pic. Diana Sar a murit în serial? Nu mai există personajul ei în serial? Nu mai există. Am murit pe motocicletă, acolo pe motocicletă, în accident. Păi, dar eu am văzut-o și de curând la televizor, vorbea de serialul de Vlad. Ea, înseamnă că ea munge o viperă care a murit în acvariu, nu, de mult. Nu, era o ediție din asta, redifuzată. Ah, ok. A zis că munge o viperă care a murit de mult. Nu-i frumos. În fine, l-am făcut să râdă. Astea pe venin nu-i plac, Romanole, acum m-am prins. Astea îi plac. Mai, copii, bravo. Deci, bravo. Felicitări. Mai vrei să ne spui ceva, Angel? Ceva din ceva ce vrei tu să ne spui? Musai? Nu. Chiar musai, n-am nimic să zic. Zine cum începem noi trei. Ce început fabulos avem noi trei în ultima premieră a Teatrului de Comedie. Cum intrăm noi trei acolo, în spate, din spate? Cum e? Da, e superb. Păcat, deci dacă e păcat că a venit această pandemie, păcat că s-a pierdut chiar în acest început de spectacol. Era și lucrat. Da, era. Era cel mai lucrat. Și Ilona joacă o călugăriță franciscană, dacă mă cel. Eu sunt un preot ortodox și Dan joacă un rabin. Și un moment dadaist pe plajă la Dunanculac, să zicem. O putem numi așa, Dunanculac? La Bulgar, da. Da, poate să fie aceeași plajă de mai târziu, nu? Deci poate să fie plajă de la Dunanculac. Da, pe acolo e. Deci da. În momentul în care teatrele își vor reveni, e musai să veniți la afară, departe pe câmp și să vedeți prima scenă. Păi, dar ăsta puteți să-l jucați acum. De ce trebuie? Puteți să-l jucați acum, că se joacă în aer liber. Nu putem. E un titlu înșelător, și orice. Departe pe câmp e de fapt foarte intim. Am înțeles. Nu, am crezut că se joacă afară departe pe câmp și putea să-l jucați și acum. Da. Afară departe pe câmp. Departe afară pe câmp, da. Dacă s-a... Am văzut că repetați, nu, Dane? Așa? E corect? Ce zic? Nu repetați la teatru? Am trecut recent și am văzut decorul vostru pus de la următoarea premieră, care n-a avut încă. Se lucrează intens la decor și la costume, ne-au chemat la probe de costume, dar repetițiile efectiv nu le-am reluat. Asta e Marius furând niște bujori, cred, pentru doamna Angela Gheorghiu, nu? Sau?
Glumele astea mizere mă deranjează pentru că eu totuși sunt cineva. Dar ea nu sunt bujor, sunt maci, domnule regie tehnică. Exact. Da. A întrebat cineva de serial dacă continuă episodul, ce a zis, asta, 4 sau cât e? Continuă, nu ați? Da, 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 serialul va continua, o să... La ce sezon? Suntem la sezonul 3. 4 episoade din sezonul 3, care are 13 episoade și restul episoadelor sunt filmate pe bucăți și imediat cum primim aprobarea de la autorități să reîncepem filmările, ceea ce sperăm noi curând, o să și anunțăm pe paginile serialului și paginile noastre personale, vom începe filmările și după aceea se va și difuza serialul. Dar, la videochat acolo mai sunt locuri, am văzut că... Aveți serial la ProTV Videochat? E de la 24 noaptea Videochat. Ah, nu mă duc că eu dorm. Eu vreau, eu acolo atunci fac. Pentru voi, după emisiunea asta m-a intrat și în Videochat. Nu, eu vreau un prime time. Da, prime, ăla e baza acolo. În prime time. Dar zi, pun show, să pot să pun o pilă că te cunosc atât timp. Vorba aceea. Da. Măi, Anghele, avem și noi un compozitor, măi, Anghele. Avem un compozitor aici, Silviu Cândea, sau cum, Ciprian Cândea, care compune muzică de frumoasă. Poate să fie și muzică de film. N-aveți nevoie de un compozitor? Muzică originală? Noi avem deja un compozitor care ne face muzică originală și... Dar ia-te la afară, măi, Anghel. Da, mă, sunt. Nu poate să deschidă, să compună pentru Ilona, în stilul Ilonei? Nu, vreau să-l bag pe televiziune, Anghel, dacă știu. Cei care se lansează acum un film, ceva. Bă, eu sunt el vrea să facă bani, eu n-am ce să-i dau. Degeaba compune pentru mine, că nu face afacere cu mine. Mai știi, Ilona, nu zice. E bun, să știi că acum, fără glumă, e bun. Poate găsim un loc. Da, da, da. Chiar da. E bun. Doar atât, nu? Atât, doar lui. Că Dani e deja asigurat și el. Atât, nu? Eu nu, următorul sezon, șofer. Am înțeles. Da, Eu dacă se găsește pe acolo, să zic că se găsește un rol, eu vin, dar nu țin, adică nu, na. Eu m-am pus de dietă, eu mi-am notat aici, deci 10 boabe de caju crud, omletă cu orez exact. Și un somon. Și seara un somon, fără nimic pe lângă, nu? Sau cum? Și la prânz? O felie de ardei gras. O felie de ardei gras. Da. Somon fume. Ok. Și după ce... Somon fume? Da. Somon fume mănânci? Fume. Mâncam numai acum. Bravo. Doamna Lia? Da. Ce faceți? Ce preșoare, ce? Ce faceți? Bine, aici, aștept. Trebuie să terminați emisiunea să ne culcăm. L-am ținut de întreabă. M-a ținut din plăceri vinovat. Aoleu. Dar ce fac? Care e programul vostru seara? Adică cum o familie de dramaturgi, de artiști, cum petrec seara în familie? Adică ce ați fi făcut dacă n-ar fi fost emisiunea Welcome Us in Our Home? Șoarece, sincer, eu mi-aș fi făcut sportul, dar n-am putut să-l fac ca să nu se audă televizorul. Și o găfuială. Așa. Dacă așa și terminai sportul și? Și după aceea, ca toți oamenii, ne uităm și noi la un serial. Așa. Și în timp ce tu făceai sportul, Angele ce făcea? Eu... Angele face sport dimineața. Fac sport dimineața. Eu acum m-aș fi uitat pe ce am scris împreună cu toții astăzi, aș fi încercat să le pun cap la cap, că noi acum suntem o echipă de scriitori la Vlad și aș fi făcut așa, un soi de recapitulare a zilei de creație. După care, cine știe, poate repetam rolurile din film cu vorbele personajelor. Nu. Da. Sunteți genul care repeta și acasă, nu? Repetăm și acasă, da. Am înțeles. Păi vă lăsăm noapte, vă lăsăm să vă faceți programul de seară. Ne pare rău că v-am deranjat, că pare că v-am deranjat așa de în lucru. Dar acum, Lia, tu știi cum e televiziunea, acele sacrificii. Eu nu puteam să ratez acest jubileu. Băi, era emisiunea cu numărul 50. Ești practic la jumatea. După asta, un punct aproape că... Mâine, păi mâine se încheie. Exact. Da. Și chiar mâine, chiar poi mâine, vineri, exact. Da. Ce faceți, Șoarece? Aveți un plan? Aveți un plan? Aveți un cincinal deja? Aveți o normă? Am zis că facem 100 de emisiuni. 100.
Da, după 100 ne mai gândim dacă facem sezonul 3. Are 100 de emisiuni. Și la emisiunea 100 îi chemați practic pe toți cei care au fost la 99 de emisiuni. Facem frumos atunci, intră toți primarii, toate orașele, intră doamna Firea, obținem certificatul de istorie. O să fie concert Damian Drăghici, vine Loredana cu Delia, Smiley. O să fie frumos tare facem, chiar cu voi, cu ProTV-ul, vreau să fac un parteneriat. Am planuri mari în cap. Am planuri mari în cap. Fac cu catering frumos pe internet, să fie fiecare să aibă acasă. Nu știu ce mă fac eu cu rubrica mea, dacă mai încă 50 de ediții, îți dai seama. Ieri mă, 50 de bancuri, dă-le încolo că le fac eu. Dar tu cum ești plătit? La câte ediții îți virează banii? Adică cum, după fiecare ediție sau la 10 sau la 15? Cum? Ia uite bă că a plecat, bă, când se răspunde la întrebare, bă, frate. Ai, frățioare, nu. Nu, că nu e foarte alunecos, știi? Și noi îl întrebăm chestii și nu răspunde. Da, el a zis de la început că vine gratis și dacă îi pui întrebări din astea se cam supără, nu-i pică bine. Știi? Nu-i pică bine deloc, lui nu-i plac banii, nu-i place să facă lucruri pentru bani. El nu-i face plăcere, de drag, na. Nu a zis la teatru că el renunță la salariu? S-a dus la nebunul la Mihăiță să-i zică că el nu mai vrea salariu. Deci, dacă va intra în Vlad, el o să... Îmi dea mie banii aia, nu? Adică pentru... Nu, Daniel? Pe el, nu. Da, sigur, exact așa se va petrece. Deci eu intru material și îți dau ție după aia. Bun. Apoi atunci, te zici acum la sezonul, băi... Dar nu pot să vă dau la toți trei acum, în seara asta? Ba da. Bine, vă dau, după ce termine emisiunea, vă dau, da? Vă dăm și noi, stai liniștit. Nu-i problemă. Facem schimb de monezi. Avem repetiție sâmbătă, șoarece. Eu știu, ora 4. Dar cum mă dai? Eu sunt un tip foarte organizat, Lia. Nu crezi că pe mine mă prins vreodată pe picior greșit? Nu. Bun. Bine. Mulțumim. Un regal. Emisiunea asta. Un regal. Bă, regal e cel mai mic cuvânt. S-a distrat lumea dacă am atins. Știi că am atins aproape un... L-am atins 1600 de oameni. Asta fiindcă ești cu teatru de comedie și nici nu ți-ai dat seama. Da, 1600 de oameni a fost în seara asta. Ai fost luat prin ambuscadă. Deci un reach foarte bun, ai un reach foarte bun. Cu cine vorbim? Mai investești în Bitcoin repede ca să rămânim și asta. Eu? Da. Și mai am ceva Bitcoin. Dar ce ai vândut? Am vândut la vremea lor. Și eu l-am corupt și pe colegul Dan să intre în Bitcoin. Recunoaște Dan. Da. Păi cum a rămas acum, e vai de capul lui săracu, că și-a băgat toți banii în Bitcoin-ul ăla și e pârlit, e vai de capul lui. Dar cine o să râdă la urmă? Da, auzi, uite ce spune cineva, și la filmare o să bag benzină de la mine când joc șoferul ăla? Păi da. Superb. Da. Să ieftini benzina, hai să fim sinceri, s-a ieftinit. N-ar fi, am mai văzut că e la parte. Ce ai de mers, mă? Unde filmați, mă, Angel? Unde filmăm? În tot București. Avem și în afară la domeniul Manasia. Păi avem... Că ai și peisaje frumoase, Dani. Ai mașină, mai mănânci un sandwich de la catering. Nu mai putem lucrarea pe zi? Filmăm foarte mult lângă tine. Filmăm la cimitirul Belu, Marius. Filmăm la... Nu m-a schimbat odată, bă. Măcar să vezi dintr-un mormânt. Că eu acum arătam... Șoarece, eu simt că până la urmă și tu o să fii pe sticlă. Cred că o să fiu pe sticla de vin. La ea mă referam și eu. Da, păi știu. Asta știu. O sticlă de mult. Dă bine pe sticlă. Hai, mulțumim frumos, Angel. Mulțumim frumos. Ai bătut un record, să știu, 1600 de oameni. Foarte bine. Ai avut un reach foarte bun. Foarte bun. Mulțumim. Asta înseamnă să fii cunoscut. Ce se dă? Ce se dă la film? Se dă ceva? Se dă bună seara. Mulțumim spectatorilor care au avut răbdarea și sperăm că nu v-am plictisit. Am și un banc, Angel, și după aia ies. Spectatorii noștri sunt foarte deștepți în mare. Dar bine, acum nu sunt în mare. Eu l-am inventat astăzi, jur. N-am vrut să mă le de nimeni, vă jur. Așa mi-a venit foarte așa și l-am zis. E bun, șoarece. Dar ar trebui să mai scrii. Să nu te las. Nu mă las, nu? Mai spun. Hai că mai pun pe hârtie două, trei gânduri în seara asta? Dar e păcat. E păcat. Ce frumos cânti. De ce te-ai lăsat? E păcat. Tu asta ar trebui să faci.
Gata, s-au dus, du-te și scrie și lasă-ne. Nu știu, a ridicat ștacheta și a spus. Gata, bă, dă-l pe Dan, lasă-mă. Poate joc. Eu mi-e pare rău că n-am niciodată toanele astea. Ai văzut ce înseamnă banc, Dan? Da. Am luat-o, am lovit-o, am întors-o, am contrat-o, i-am dat gol. Ai dat autogol, cred, cu asta. Cred că am dat autogol. Oameni minunați sunteți, Marius și Ilona, dar și invitații, inclusiv Dan. Vă mulțumim mult. All inclusiv Dan. Deci am făcut aici ce... Marius este un actor foarte bun în mare. Păcat că nu e în mare. Nu știu cineva. Se va întoarce împotriva ta bancul ăsta, îl simt. Ce să mai întoarcă la mine? Eu oricum sunt ca și plecat din lumea asta, Angel. Eu acum mai sunt așa fizic între voi. Eu spiritual m-am dus de mult. Hai, ne pupăm, Angel. Mulțumim frumos. Mulțumim, Angel. Pa, noapte bună. Ne vedem, pa. Ciao. Pa, pa, pa. Palia. Hai, n-am făcut poză cu Angel. Poză cu Angel. Poză. Și nici n-a zis dacă fonfleu sau fleșcău. La el e evident că e fonfleu, lasă-mă recum. De unde ai știut? De unde ai știut? Am fost o dată cu tine la mare, hai. Dane, nu fii prost, că aici sunt colegii lui de la film. Fii ok, ca să te vadă lumea că ești bun pe film. Gata? Cred că îmi te congelează fața dacă mai stă mult așa. Gata. Mulțumim, Angel. Pa! Pa, pop. Pa, Angel, mulțumim! Noapte bună! Pa, Angel, noapte bună! Cât să nu mă scoare? Urmă de timp! Pa! Gata. Băi, eu cred că am luat toți trei, dacă e să mă întreb pe mine. Am luat toți trei roluri, cred că. Zici? Da. Tu nu ai văzut cum să uita la tine, Angel, că tot timpul te studia, parcă să vadă ce să-ți dea și la asta, la ăsta i-a și dat. El ți-a făcut glumește cu șoferul ăla, dar practic a luat șoferul, eu zic. La mine nu știu dacă s-a hotărât la ceva, dar pe voi doi sigur v-a luat. Am simțit din privire, din ton, din tot. Se văd așa ceva, disco, nu știu, l-am dat într-un club, în niște pantalonaj disco din aia evazați, un toc din ăla mulat. Poate eu? Să intri în vorbă cu cineva în clubul ăla să... Știu, mă, dar n-ai văzut că el mă punea undeva sub pod, nu știu ce, să-l omor pe unul. Dar eu am nervi să omor pe mine, îmi plac crimele în primul rând, îmi place sângele. Păi dacă l-am omorât pe Vlad, am leșinat în primul rând eu. Că dacă vă sângele... Rău de înălțime, unde te duci tu la pod acolo, că tu ai rău de înălțime? Dar eu am rău de înălțime, Doamne. Apropo, să mă pui odată să povestesc, Ilona, cum am filmat eu un film pe un pod. Dar altă dată, că acum mă retrag, că am și eu viață. Rău de înălțime? Vai de mine. Eu nici nu pot să mă... Eu dacă mă urc undeva, sunt terminat. Eu cred că la mulți de vipere ne bagă pe toți trei. Într-o lună ne văd pe toți trei în halate albe la mulți de vipere. Asta o să facem. Posibil. Mâine să anunțăm oamenii acum înainte să ieșim, că mâine seară avem o... Ce e asta? Bebe Cotimanis când vine? Ce e asta? Filmulețul, păi scoate-le pe noi de tot, să punem mare. Da subscribe, oameni buni, că n-avem subscriber acolo și uite cum se face. Mai arăt o dată, bravo. Exact. Să punem mare, să vedem și noi mai bine că ăștia care nu vedem. E un filmuleț, un tutorial pentru boșorogii de la noi după emisiune, care trebuie să învețe să dea subscribe la emisiune. Păi până m-am prins eu însumi. Așa. Păi și tu te încadrezi tot la ei. Păi mersi, dar totuși, Ilona, să știi că încă un genunchi nu mă doare. Eu am încă un genunchi. Hai să văd după filmulețul ăsta că subscriberi sau au venit noi. Hai că spune imediat că funcționează filmulețul ăsta. Deci nu funcționează. Nu? Nu, eu sunt 5.598 de abonați. Hai să văd dacă se fac până la în 5 minute mai mult de 5.603 abonați. Asta vreau să-ți povestesc. De filmul ăsta, 2 plus 2. Vai de mine, trebuie să găsim secvența aia, Mara. Vai de mine. Dar tot filmul e... Încă n-ați ajuns la 10.000? Nu, n-am ajuns la 10.000, deci nu ne dă nimeni subscribe. Cum mă, n-am ajuns? La 10.000 suntem la 8.598 de subscriberi.
Deci după 10.000 ăsta urmează ceva care e total chineză pentru mine. Targetați și voi cu un giveaway datul de subscribe. Nu poți să cred că nu înțelegi. Nu înțelegi cuvintele sau ce nu înțelegi? Nu înțeleg ce înseamnă. Targetați voi cu un giveaway datul de subscribe. Adică cu cine dă subscribe să-i dăm ceva, un giveaway. Aha, să-i momim cu asta, adică. Da, mă, să începem cu plătim ca să ne dea, că asta e singura variantă. Ce să mai... Aha. Mâine facem... Pentru mâine? Pentru mâine? Uh-huh. Să le spun că mâine invitații în emisiune sunt trei invitați surpriză. Trei, nu unu. Da? De acord? Da, mă, dar te ascult, sunt numai ochi și urechi. Le zicem numele sau anunțăm mâine și trecem invitat surpriză? Hai să le zicem numele, că te rugăm să ne pună și întrebările. Da. Tot. Deci mâine seara avem trei invitați surpriză. E vorba de actorul Marius Manole, de actrița Elona Brezoianu și actorul Dan Rădulescu. Deci nu prezentatorii din seara asta, vorbim cu actorii. Oamenii, ei, ăia din spatele prezentatorilor și așa mai departe. Băi, funcționează, să știi că mai veniște subscriberi. Așa. A venit 20 de congelați, 20 de mititei. Da, subscribe, oameni. O să facem un Q&A mâine seară. Da, chiar super invitați. Uite, mai dăm o dată clipul ăsta, că zici că suntem la nebun, frate, să mor eu de jur. Deci nu mai... Ia uitați. Și dacă dați subscribe, vă anunță cu o jumătate de oră, Marius Manole intră în direct și vă anunță pe telefon. Eu am văzut la alți prieteni de-ai mei care a dat subscribe. Adică asta e avantajul, că vă anunță înainte. Ca să nu mai zic că puteți să vă scrieți ca membri, dar acolo e altă treabă. Și mulțumim tuturor membrilor care s-au abonat și luna asta, pentru că abonamentul ăla trebuie prelungit. Știți, vă întreabă, mai prelungiți abonamentul pentru păcălicii ăia? Da sau nu, sau cum vreți voi. Și voi ați prelungit. Mulțumim frumos. Păi da, cum vrei să spun, că doar nu suntem niște autorități în domeniu. Da, mă. Deci mâine seară ne invităm, suntem invitați în propria noastră. 30 de subscriberi, frate! N-a pus deci deci eu mâine nu mai zic bancuri? Mâine nu mai trebuie să zic bancuri? Mâine nu. Păi mâine nu mai ești altcineva. Mâine sunt omul din spatele acestei imagini senzaționale. Da. Creată cu migală și mare atenție. Așa, și cam aia e. Adică așteptăm întrebări pentru Q&A pe mail sau unde vreți voi. Poate o să facem o rubrică și pe Instagram. Dane, dacă vrei să-ți faci și tu din aia cu întrebare pe Instagram și răspundem în timpul emisiunii. Îmi fac, dar eu am 200 de oameni care se uită la mine. Dar îmi fac. Poate mai sunt pe emisiune, sigur mai sunt. Dați-i follow lui Dan Rădulescu și acolo el o să facă rubrică de întrebări. Deci mâine, nu? Nu acum, da? Da. Că acum am puțină treabă, dacă... Auzi, până nu vine Marius, eu mai aveam un banc, dar mi-e super rușine să-l zic. Ți-l zic doar că e nu, că s-a întors. Nu mă, gata, stai. Stai, așa. Știi cum se cheamă un vampir cu gaze? Flatula! Vai de mine, Dane, nu se poate cu ceva. Trebuia să-l scot din sistem, îmi pare rău, dar trebuia. Mai rău de atât, eu n-am auzit. Era ce trebuia, ceva trebuia zis. Da. Nu se joacă mâine All Inclusive, s-a suspendat, pentru că am obținut grădina de vară și vom juca pe 11 august, chiar la grădina... Ce faci, mă? Ciocolată. Nu mănânc, mă, nu mănânci, mă. Ia stați, mă, dați-l mare. Nicu Paleru. Paleru. E ciocolată. Nu e ciocolată, nu, e Paleru. E ciocolată cu alune, taci, că se vedea alunele pe ele. Cât ne-ai zis în toată emisiunea. Curmale uscate, alune, cacao. Aha. E ciocolată acum. Ciocolată cu cacao. Nu așa se face ciocolata? Bă, copii, mâine am ședință la teatru, terminat-o. Cine a pictat tripticul ăsta? A plecat. Știi cine a pictat tripticul ăsta? Nu. E un pictor român, Sorin Dumitrescu, se numește. Ăsta nu e un bucătar? A, uite și dramaturgă.
Auto prima noastră, artista. Da, 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 un bucătar. Uite, s-au înscris mai mulți membri la canal. Da, bravo. Ia uite. Anghele, dacă e, te mai căutăm noi când te bagi în pat. Da. Am vrea să vedem, să descoperim mai multe lucruri la tine. Păi, dar să vorbim de plăceri vinovate și nu v-am dat nimic apă, dar așa măcar să le arătăm, nu vorbim despre ele. Exact. Asta e prima regulă a scenaristului. Show, don't tell. Vezi? La mine știi că ai prima replică? Show must go on. La mie show, don't tell, mi se spunea și în alte situații. Cine prezintă mine? Hop, hop. Gata, copii. Deci mâine, uite cum stă ăsta ca un, uite cum stă ca un director, de zici că e Boncea. Zici că e sârbu. Zici că e sârbu. Uitați-vă la el. Despre cine vorbiți? Despre mine? Numai de Dan. Da. Zici că e sârbu. Uite-te la el cum stă acolo, dacă stă cu picioarele pe masă, ăla e. Gândiți-vă bine, președinte de studenți, de bloc, de țară urmează. Aveți grijă de ce vorbim aici. E din trei toată schema. Ajunge de țară, șoarece, și o să fiu bătrânica aia. Doamna lui Macron, nu? Da, exact. Și o să fiu, păi în condiția asta eu pot să fiu copilul vostru. Păi cum să nu? Dacă mergem toți trei, ține de mână pe aici, pe esplanadă. Ești ca și copilul nostru, mai sta finit așa pe ce poate să iasă. Da, stai puțin, că acum m-am întremat un pic, Ilia. Chiar o să întrebe toată lumea, cum mai ești așa un grăsus din doi părinți așa de slab? Dacă te punem invers, o să ai înălțimea potrivită, știi? Da. Da, dacă mă puneți așa pe lume, gata, eu sunt în fiat. Da, da, bine să acum fiat. Da. Hai, pa! Pa, noapte bună! Deci mâine copii, deci întrebări pe Welcome Us in Our Home pentru mâine, când se vor prezenta adevărații prezentatori ai emisiunii, oamenii adevărați. Mâine ne îmbrăcăm frumos, mă. Mâine ca invitați venim frumos îmbrăcați. Dar m-am îmbrăcat în cămașă, mâine cum să mă îmbrac? În aur? Ce dracu? Nu e treaba mea, nu știu, vii cu ceva special, că mâine ești invitat în Welcome Us in Our Home. Ok. Cine moderează mâine emisiunea? Asta e bună întrebare. Horațiu. Corect. Să ne pună întrebările el din background, nu? Din backstage. Da. Ok. Da, mulțumim că v-ați înscris mulți membri. Din păcate, na, sunteți și membri verzi. La membri verzi... Mâine mă piepten. Stați liniștiți. Mă piepten. Okay. Mă lai. Eu îmi pun de ăsta pe subțiori, cum se cheamă? Mă leși în călcăieș, îmi pun drop de stare în spinare. Se cheamă Marius. Dodorat? Nu mă, îmi pun măleș în călcăiești, drop de sare în spinare, îmi pun, mă dau cu spray. Mă dau frumos. Da. Mâine gata, că nu mai sunt prezentatoare, schimb rujul, schimb machiajul, sunt altă ființă. Da, și nu uitați în continuare pe Welcome Us in Our Home, continuă concursul pentru mici, pentru ieșitul la mici. Adică trebuie să dați share la o emisiune care v-a plăcut foarte, la o ediție care v-a plăcut foarte tare emisiunii pe Facebook, să ne trimiteți dovada pe Welcome Us in Our Home și s-ar putea să câștigi, să aveți minunata, extraordinară ocazie să-ți las la un mic cu acești trei oameni din fața voastră. Băi, dar când se face, băi, neneieșirea asta la mici? Că eu tot... Stai, mă, liniște, noi putem să ieșim singuri și în particular, nu-ți mai face griji. Păi faza e că voi mi-ați promis că plătește Marius micii mei și eu de asta aștept. A, așteaptă, mă, aia, sărac, dai seama. Hai, mă, că nu plătesc, mă, la noi plătești invitatul, mă. Dar bineînțeles. Că doar nu o să plătim noi, noi de unde să plătim? Că noi ne chinim să strângem aici, să adunăm un... Dan Abudeanu poate să vină să fie moderator, dar nu știu dacă știe poveștile noastre. Nu știe. Nu. Sper că te uiți la noi pe telefonul ăla. Sper că te uiți la noi. Da. Ok. Gata, hai, noapte bună. Noapte bună, oameni buni. Mulțumim frumos, nu uitați să dați like, subscribe și ce mai trebuie la canalele astea ca să ieșim și noi din anonimat. Că ne ceartă lumea, că de ce nu vă spunem și toți ne ceartă pe la toate televiziunile până am fost. Care este emisiunea asta, băi, asta vreau să... Uite, ia uitați-vă abdomen. Ați văzut? Ia uite. Uite ce face. Uite.
Hai de mine cum e dramaturgii ăștia. Noroc că halal președinte de bloc. Da? Halal președinte de bloc. Păi nu mai poate să fie din momentul ăsta, e compromis. Da. Hai, noapte bună, oameni buni. La revedere. Noapte bună. Pa. Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloți, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și give it away. Dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influenceri, ni se duce buhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influenceri, ni se duce buhu. Stimați congelat, invitați. El nu e Otelo. Ea nu e Dezdemona. Sunt doar Marius și Ilona.